Balet? Și balet? Balet, da. Da, așa e, că prin o perioadă a făcut balet mai mult decât. Aici? Da. Vezi, băi, Alis. Aici e baletul. Bine, acum nu. Acum nu e ca. Da, el a plecat la Balșoi. Nu ne urca mai sus, că... Nu. Păi acolo e birou domnului Abrenciu și... Acolo e birou, da. Liftul nu merge, nu? Are liftul ăsta manual pe jos. Acolo vorbim de blocul Fatei. Ușor. În caz că la un moment dat o zăliți o mică pauză aici, avem și o atenție, atenție! Dotată aici, da? Aici, nu-i lumină. Închidem ăsta. Aici e toaleta. Ia uite, dă-te. Uite, vezi, faci pipi în natură. Poți să faci în flori, știi? Nu neapărat la... Verde. Da. Da, e verde. Da? Ziua aceea să dar verde. Zelea Codreanu. Și aici hai. Este locul. Și aici este locul. Da. Atențiune! Bine te-am găsit! Dragilor, bine ați venit! Suntem la restaurantul Trei Cocoși. Trei Cocoși? Hristos a înviat! Și vreau să spun că în această seară, în this night, o să se întâmple mai multe lucruri. Voi ați fost așa, invitați peste tot, în lume! În lume, în toată lumea! Dar ca aici, nu o să fie niciodată. Pentru început am aceste pahare goale. Da, goale! Goale! Bine că sunt goale. Dar și masa asta se va umple în câteva minute. Ai și chiftele sau sărmale ai făcut? Nu, mă, miroase piftie, ți-am spus. Da. Ai piftie? Tu n-ai voie să mănânci, n-ai voie, că ai colesterol. De ce mai piftie cu sărmale? Așa se dă la Craiova. Nu la Craiova, da, nu e adevărat. La Severin. La Severin? Nu, și la sau Gorci. La Târgu Jiu, la Tavi Colegi. La Târgu Jiu. Fii atent, a fost la Tavi și a zis, mă, nu se poate așa ceva. Să mănânci piftie fără sarmale este îngrozitor. Ferească Dumnezeu. Nu pot să cred. Ba da, pe cuvânt. Astăzi lângă noi sunt Romica și Cornel. Cornel și Romica. Este! Romica Ciociu și Cornel Pandele. O știi pe asta? Nu? E fenomenală. Am fost la o nuntă acum vreo 20 de ani, vreo 10, vreo 15-20 de ani
era, și cânta o trupă din asta de lăutari, au drăguț, ne-au văzut, ne-au pupat, ne-au luat în brațe cu tare, au făcut ei melodia și a zis, dom'le, are cineva să ne prezinte la care șeful de orchestră, maestre. Te rog frumos. O fac eu. Las eu, te rog cu tare. Și acum, în continuare, invitații noștri de la Teatru Constantin. A uitat în asta. Din București! Robică Ciociu și Cornel Pandele! Și am zis, tot eu te neștim. Și ne-a și făcut și așa. A vrut să-i dau un pumn, dar m-a avea de cântat. Da. Robică Ciociu și Cornel Pandele. Hai că ne știa. Știa? Bă, știa primele... La mine greșelile sunt foarte mici. Doamne și doamnilor, domnul Brancu! Brancu! Ok, mersi. Da? Lasă. Brancu. Da, Berciu, Brancu și... Brancu, da. Din când în când mi se... Ce mai face Augustin? Du-te în vârti. Augustin. Eu am auzit că spune Horia Trânciu. Da. Ăsta e, când se sparge Beciu, este cu Trânciu. Mai ții minte că avea un Trânci... Mai ții minte, măi? Da. Avea un Trânci lung, așa. Da, exact. Era gri, așa. Ăla gri, da, gata. Da, știe. Știe, Romică, da, știe. Brânciu, avem toată fișa ta, crede-mă. Am avut și noi zile grele, stai cu minte. Nici noi nu ne-am simțit bine o perioadă. Da. Mi-ai dat să ascult ceva, să văd ceva. Da, să asculți. Da. Sper că v-ați făcut temele, pentru că eu mi l-am făcut. Doar ca să fie așa de atmosferă. Da, lasă-i fără atmosferă. Să sorbiți, pentru că sunteți cu mașinile, amândoi, am înțeles. Până acum, la vârsta asta, eu aș fi avut șofer particular. Da, trec peste chestia asta. Noi am avut înainte... Eram tineri când aveam șofer. Nu eram nimeni și aveam șofer. Eram noi ca nimeni și aveam șofer. În primul rând, s-a schimbat. Ne-am becherit. Cum să spun, conducem noi. Cum să spun ceva, avem șofer tot timpul. Când conduce Cornel și stau eu în dreapta, când stau în dreapta și conduce și Cornel. Și asta se întâmplă de câțiva ani și ori. Dar tu ai auzit cum a zis? Da. Ce când conduce Cornel, stau eu în dreapta și când stau eu în dreapta și conduce Cornel. Da, în deci ultima perioadă. Eu o să umplu, pentru că... O să umplu că trebuie să ciocnim. Ce? Că nu e... E anul nou. După anul nou, Crăciun. Da. Nici hăis, nici cea. Să vă propun un roze. Nici hăis, nici cea. Să spun ceva. Ia zi. Că te-am văzut pe tine, am o bucurie. Dacă îl văd pe Cristi... Am cea mai mare bucurie. Cea mai mare bucurie. Te iubesc. Doamnă și domnilor, au început declarațiile de dragoste. Iată, 14 februarie a trecut. Trage curentul acolo, că e de la geam. El e Cristi din Craiova. De unde crezi că vine Romică? Ți-am povestit de Cristi? Din? De unde, mă? Din? Să nu spui din gară. Din Craiova, măi. Păi și de ce făceai aici? Nu, așa trebuie să fac aici. De la Craiova. Deci, am niște amintiri cu Cristi extraordinari. Începuturile... Știi vreo amintire din începuturile Romică în Craiova? Ți-a povestit ceva de-a lungul câtorva ani de zile de cât sunteți? Da, știu o amintire. Știi și cele reprobabile? Nu, reprobabile, și tu numai probabile. Probabil așa s-a întâmplat, normal. Mi-a povestit o amintire. Nu da pe la nasol. Asta să dă... La mulți ani, bine ai venit, Cornele, bine ai venit, Romică, bine v-am găsit sănătoși. Te pup, Cornel. Păi eu dau un nasol, ce naiba? Păi nu. El, hai la mulți ani. Te pup. I-a plăcut muzica de mic, știi? Și bunicăsul a avut cârciumă. Înțelegi? Și bunicul lui Romică. A lui Romică, da. Și lua din pahar, era atât așa. Nu, eram atât. Gata, era, lua și bea din pahar. Din țuiu, da. Și după ce se îmbăta, cânta la acordeon. Nu. Lua un sertar. Sertar, da, bravo. De la noptiera bunicii. De la noptiera. Da. Nu, dar să spun ceva. Vedeam că ăla care cântă prin restaurante pe acolo cu acordeonul făcea bani. Așa că am luat și eu un castron din ăla, l-am pus în fața porții, dar nu, între restaurant, că restaurantul era lipit de casă. Îți dai seama ce era la mine acolo dimineața, ieșea fum de mici și machială, îți dai seama, când treceam pe acolo și în fiecare
dimineață. Îi plouă în gură, de-aia a făcut așa. Fiate, a avut sincopa aia de la salivă. Așa. În fiecare dimineață aveam un om în casă acolo care mi-aducea gogoși calde, gogoși calde, la prima oră. Și a rămas cu sechele de atunci. Și am rămas cu gogoșile de atunci. Dar e disperat. Deci e disperat, frate. Unde vede undeva gogoși, oprește mașina și ia un braț de gogoși. Zice-ți. Vorbesc serios? Pe cuvânt, sunt disperat după gogoși. N-ai să vezi așa. Vrei o gogoașă? Da. Nu, nu, gogoșile tale le știu, nu. Adu-mă o gogoașă. Amă, nu cred că ai gogoși. De ce? Păi de unde ai tu gogoși? Gogoși de vin de spre deosebire de alte lucruri, locuri în care ați fost, aici ne-am pregătit cu cele necesare unui trai nobil. A, nobil, da, mă rog. Dacă... Da. Vine des poliția și da. Aici, dincolo de toate, noi știm foarte clar că se fura acel sertar și, bineînțeles, acel sertar pe care îl puneai în față, începeai să gâți la cordon și sperai că acel sertar să se umple. Să se umple, nu sertarul, că pusesem jos. Pălăria, da. Uite, special pentru tine, gogoși. Nu cred. Hai mă, nu cred așa. Bravo! Face ordine! Da mă, da, nu. Astea-s gogoșile pe care le-am luat exact de acolo. Plouă în gură dacă nu. Hai, mănâncă una. Nu, chiar... nu mănâncă. Nu. Mănâncă una pentru voi sunt. Nu mănâncă, nu mă satur dintr-una. Nu. Să spun ceva. Gogoșile astea pe lângă ale noastre sunt adică... mici. Ăștia sunt mici. Da, da. Adică erau... Mersi. Nu, o să fie aici în permanență. Da, o să fie așa. Bravo. Astăzi vă vom servi gogoși. Da. Pentru că primul fel la care m-am gândit eu, ca om normal, este altceva. Ce te rog frumos? Adu-mă... Apasă pe asta. Adu-mi și mie, te rog frumos. Deci ăsta m-am gândit să fie primul fel. Ce v-am spus în mesaj? Să nu mâncați prea mult. Unde ai venit, mă? Unde am venit, mă, Cornele? Așa, asta e fața. Da. Dar de ce am venit eu aici? N-ai mâncat acasă, de-aia are fața asta. Nu. Nu, n-am mâncat. N-ai mâncat? Nu. N-ai mâncat deloc? Te-ai ținut de cuvânt? N-am mâncat dimineață. Astăzi e ziua ta. Nu. A ta, nu? A fost a mea. Deci, pot să pun pâinea în partea asta? Te rog. Da. Poți să le muți până se termină... Nu. Da. Ideea este că m-am gândit să vă întâmpin cu ceva pe care noi, oamenii din alte zone decât Bucureștiul, anume Moinești, Craiova și Brașov, ne-am strâns aici să ne bucurăm. Bine, de asta. La Brașov nu. Nu. La Brașov, înainte de 89, nu găseai, roșii găseai, castraveți oricând, brânză mai slab, dar aceste cărnuri... Porci și așa mai departe, astea jumări. Jumări, da. Te uiți, parcă sunt niște... Nu, ăsta este... Da, acum le urăște, parcă da. Parcă sunt niște vestigii. Da. Exact, tot să vă zic, niște vestigii. Și până voi serviți, eu vreau să vă fac fișa. Mm-hmm. Doamne și domnilor, este el, Cornel, născut pe 19 decembrie. Cornel Pandele, te rog. Cornel Pandele, născut pe 19 decembrie 52 ale anului, ale secolului 20, în județul Bacău, la Moinești. Și bineînțeles... Piat de aici. No, sunt... Alo, e greșit. Stai puțin, n-ai fișa complet. N-ai fișa complet. Nu e. E născut la Constanța, scrie, modifică. Născut la Constanța. Constanța, da. 1952. Așa, bravo. A cerut azil politic în Moinești. La Moinești, da, am stat 8 ani, din clasa 1 până în clasa 8-a și am plecat. Ai vrut să vezi 8 ani de zile cu mine. A zis, gata, mi-ajunge cu atâta bine, mă mut. Și cel care... face Craiova un oraș splendid și dă bucurie Craiovei. Cel care s-a născut pe 5 ianuarie 1962, adică cu 10 ani, pentru că 10 ani. Desigur. Da. Sunteți pregătiți pentru asta? Asta nu l-am aflat niciodată. De când ne cunoaștem noi, Romică, am aflat chestia asta. Atenție! Aveți în față pe Constantin Romeo Toma Țociu. Da. Cum ai și Toma? Și Toma, nu știe nici tu? Nu, de unde ai băgat Am vrut Toma? Să ascult chestia. Astăzi e ziua ta. De unde ai băgat auzi, Toma? Auzi? Lasă telefonul deschis că poate ne sună cineva. Nu, lasă că e gata, s-a dus. Bă, da? Să nu ai și ciucă pe acolo. S-a vărsat pestea. Ce vrei să facem? Asta este vioara 1, asta e vioara 2. Și asta e vioara mea. Da, bravo. Da. Constantin Toma, păi pe nașul meu îl chema Toma,
Dar n-ai, mă, tu în buletinul ești Toma. Ăsta e pe buletinul de... Nu, pe buletinul de botez. Pe certificatul de naștere. Pe certificatul de naștere. Și tu ai decis să nu mai pui mai departe? Dar nu s-a mai pus. A rămas așa, Sociu Constantin Romeo. Pentru că prietenul tău, Cristian, aici de față, și-a menținut Constantin. Da. A, bun. Iar eu i-am zis, cum îl cheamă pe fiul meu? Toma. Astfel încât tu ești... Ești la confluența dintre lumi, dintre nume. Da, Toma Constantin, ce vorbești? E Romeo, e ceva, o luptă de nume eu acolo. Eu cred că e mai mult la influență decât la confluență. Da. Băi, vă cântați de... Constantine, Constantine, te-ai născut să-ți fie de bine. Prin Craiova când te duci, nu mai știu versul aia, doar. Ca să dai și să apuci. Nu, da. Chiar nu am mai inspirație pentru următorul vers. Da. Îmi pare rău. L-am dat eu. O să mulțumim foarte mult. A fost mai inspirat ca mine. Da. Deci da. Eu sunt cel care, alături de echipa mea, alături de fata mea, Andreea, eu sunt cel care mă informez despre voi. Astfel încât colegii mei află pentru prima dată că... Unde e Andreea? Andreiuța este... E în Tenerife. E chiar lângă Craiova... Lângă... Na. Da. Puțin și... la dreapta. Da. De fiecare dată mă gândesc că eu am fost curier când aveam 18 ani. Dar nu v-am întrecut pe voi doi. El a fost furier. Furios. Da, așa. Furier a fost. Furier la... Nu când eram în armată. Furierul comandantului. Ai, ducei furier. De peșele. Nu, no! Scriam, furierul scrie. Aveam 8 feluri de scrisuri. Dacă vezi cum scriu, înțepenești. Scria hărți. Hărți de luptă pentru... Da. Da. Făceai hărți de luptă? Hărți de luptă, da. Și când vrea să te trimită în linia întâi, nu. Fiind furierul comandantului, eram furierul de la birou pregătire de luptă, așa se numea. Da. Și eram și furierul comandantului. Toată lumea cu responsabil. Am fost bucătar, să știi. Ca să vezi, Cornel... Șeful Popotei la trupă am fost. Manda. Da. Șeful Popote la trup. Le puneai tu în farfurie sau și nu, el doar gătea. Eu. A, doar gătea. Eu. Erau, păi nu, de ce? Le și puneam. A, le și puneai? Cum să mă? Vreo clipă de mulțumire. Mulțumesc, domn șef, domn bucătar Palade, spunea cineva? Mulțumesc pentru masă. Deci, ia al dracu de n-ai pus toată carnea. Păi da, mă, dar ce carne era? Și restul de carne? Era carne, era, puneam care, mă, patru vaci. Popotă. Ce? Patru vaci o dată la masă. No. La Caracala. Păi erau regimentul... Păi ca să spun ceva, a făcut armata la Caracal pentru că Dumnezeu îl pregătea pentru întâlnirea cu mine. M-ai înțeles? Mă pregătea pentru Craiova, știi? Deci da, dar în același timp și iubitul tău coleg, Romică, s-a pregătit încă din adolescență pentru că el a fost bufonul regelui. Da. Nu, el s-a pregătit la Sibiu. Da, mă, dar a 12-a noapte a fost înainte de Sibiu. Da, a 12-a noapte, da, este adevărat că el a fost în școală, s-a pregătit. Se poate, da, că el juca mai mult noaptea. Dacă nu juca, fii atent aici, dacă nu juca, cine te-a descoperit atunci ca și potențialul actor? Potențial actor? Nu, aia a venit, confirmarea a venit mai târziu, nu neapărat în liceu. În liceu, normal, ca să mai fentăm, da. Am înțeles. Dar să spun ceva, am avut succes cu piesa aia de teatru, rolul bufonului. E aia, tice ploaie afară, dacă v-a plăcut bufonul, mai vă zici și mâine seară. Da. Da. Nu puteam să joc Malvolio sau asta, pentru că nu m-a ajutat nici fața și așa. Tu ce, dar Romeo, aveai și numele. Aveam față Romeo pe comedie. Cum era Romeo? Era ca deci mai subțire așa. Da. Dacă stăteam în profil, nu-l vedeai. Deci nu-ți arăt niște poze? Iar aici aveam un smog după în cred. Cap. Ce? Ce? Ai, știi pozele? Nu. Păi eu am eu niște poze de... Păi nu, o poză pe care am găsit-o, pentru că foarte greu găsesc poze. Uită-te la el. Ăsta e. Mamă, ăsta era. Ăsta da. Da. Bărbatul fatal. Deci acum, nu știu, ești ca un fel de la atac. Auzi? Știi cu cine seamăn? Cu ăla din filmul ăla de comedie, cu ăla, cum îl cheamă, mă? Era să zic Raș Capur, zi. Nu, și cu Raș Capur. Zi, mă, mamă, ce lapsus am. Hai, în fine, mi-aduc aminte. Steve? Nu. Ăla de joacă și în Ce dictatorul. Joacă? Charlie?
îți povestesc. Nu Chaplin? Nu Chaplin, nu. Nu dictatorul. A. Dictatorul filmul ăsta nou. A, acum. Nou. A, Costa... Zima, zi. Costa Gavra, să no, Costa, ma... Costa, Costa Gavra. Zima, arab. Gata, mă, gata, mă, arab. Gata, îți povestesc. Alu că... cu... Da, cu aia, da. Cu aia, da. Și care s-a dus în partea înaltă. Foarte... Da. Nu, deci... confirmarea a venit mult mai târziu. Confirmarea ca... ca, cum se spune, ca om de bază. Om de bază într-o... Brigăzile la brigăzile artistice. Acolo. Bă, brigăzile astea artistice, eu cred că erau niște locuri formidabile, chiar dacă le spunea urât pe vremea comunismului, mie îmi plăcea că acolo totul se făcea ceva, pentru că și eu am fost în Cântarea României. Să spună Cristi, nivelul la care era grupul... Erau cei mai tari. Adică ce înseamnă erau cei mai tari? Cei mai tari, adică câștigam toate festivalurile din țară. Și ce se întâmpla? Cântați? Toată lumea cânta, dansa și făcea comedie. Cine? Tu făceai comedie? Eu făceam comedie și dansam și cântam. Vezi, măi, cu ce te-ai procopsit? Cu da, păi show. Nu, de altfel... Tu, Cornele, tu înțelegi, măi, omule? Da, eu ce crezi că voi? Stai că vii și la tine acum. Eu păi, făcea, ce făceai tu? Fii de aici. Da, știi ce a făcut, făcut Cornel? Deci, în primul rând, a fost fierar betonist. Da, se ia pe... Hai, rup! Hai, rup! Macarale. Ce ai vrut să pleci de acolo, să fugi de acolo. Era bă, la care turna și făcea cu... Nu turnam eu. Nu turnam, erau alții care turnau. N-am fost turnător. Și spune-mi, care a fost munca ta? Crede soare, aurie, macarale. La fabrica de hârtie, cu ce ai făcut? La fabrica de hârtie? Operator, celuloză, deshidratare, pastă, cartoane pentru transformatoare. Să fiu al 13-lea congres. Hai da, capul meu. Da, și după aceea ai trecut și la ospătar. Da, înainte a fost ospătar. Mama mea. Deci l-a făcut, a avut și el, a avut de treabă. Iar al meu, Romică, a trecut lăcătuș mecanic la CFR. Nu, sculer matrițer și după aia lăcătuș mecanic. Stai puțin, să ne organizăm. Sculer matrițer este, cum să spun, era level sculer matrițer. Lăcătuș era mai down. Eu am fost prelucrător prin așchiere. Se vede. Păi, da, și eu la fel. Păi nu, vede, da? Prelucrător prin așchiere. Eu sunt baby. Deci, da. Eu fără tine nu puteam să fac matrița. Da. Pentru că... Păcat că v-ați despărțit. Păcat că ne-am despărțit. Eram în trupă, băteam la tobe. Bine, dar mai e o chestie cu... Eu serveam... Deci lucram la restaurantul partidului, era Michel. Serveam pe primul secretar la masă și la dimineața... Din Bacău, duminică, primul secretar din Bacău. Nu, Piatra Neamț. Piatra Neamț. Și... Bine să scuți, duminică dimineața cântam în corul bisericii. Înțelegi? Tu cântai în corul bisericii? Yeah. Așa eram ascultat. Păi a rămas vocea. Conduceam un cenaclu de muzică și poezie la Clubul Tineretului la Piatra Neamț. Attention. Și eram chelner. Pam, pam, tam, tam. Cum e asta? Zi. Da? Extraordinar. Deci, nu. Am avut activitate culturală, my friend. N-am fost... Extraordinar. Crezi că experiența asta, chestiile care, pe care le-am trăit, sunt n-au așa contat... din poanie? Nu. N-au contat în cariera noastră? Fiecare meserie pe care ați avut-o a contat pentru carierele voastre. Așa este, da. Pentru că le știm pe toate. De-aia se întreabă toți. De unde le știu ăștia pe toate? De unde n-ai management ale? De acolo. Da. Nu mai ții minte niciun fel de glumă pe care o făceai la în brigadă. Ba da, erau mai multe glume. Era aia ziuna care era... Brigadă. Ziuna așa, neaușă din brigadă. De la grupul satiric. Da. Era... se mima un... un compartiment de tren, okay, unde venea... Era cineva pe scaun. Bună ziua! Aveți locul 33? Da, am locul 33. Păi și unde pot să stau? Păi... Stăți aici la mine. Stăți așa la mine. Care venea altcineva. Nu zic, aveți locul 33? Da. Am locul 33. Da, bun. Unde stau? Păi, stați aici. Venea al patrulea. Până zic, aveți locul 33? Da, am locul 33. Păi și unde stau? Stați aici la ăla. Și m-am dat vreo 6 aici cu tare și veneam eu. Până zic, aici e compartimentul cu locul 33? Da. 34? Da, 33. Nu. Păi ăsta nu e compartiment. Dar ce e? E facultate, că suntem 6 pe loc. Fenomenală, băi, da. Bă, dar nu băi. Se fac așa ceva, mă. Da, mă, da. Dar nimeni nu face, mă. Da, mă, da. Bestială, ai știai? Da, bineînțeles. Tu de unde știi, mă, tot, mă? Păi pentru că i-am spus tot. Să spun ceva, când ne-am întâlnit, ne-am spus tot.
Păi dar de unde crezi că l-am luat pe Țociu? Bun, fii atent de aici. Vela, de unde crezi că m-a luat? Din Galați. De pe scenă. De pe scenă. De pe scenă din Galați. Din brigada artistică. Bun, din brigada artistică. Să știi că am mai băut cu Zah și e bunicel. Da, nu, nu-i rău. E de 8. De neacuzat. Nu, nu. Bine că ai venit cu taxiul, bravo. Da? Bravo. Păi am venit cu taxiul, că nu vine cineva și mă ia. Da, am înțeles. Hai că vine cineva și te ia și pe tine. Da, da. Că păi, tu știi cât fac eu până acasă? Cât? Deci eu pe strada Piscului pe aici am ieșit în centură te duc și eu sunt acasă. Acasă. Te duc eu acasă. Da, du-mă auzi? Acasă. Măi, dragi, mă. Te duc eu acasă. Du-mă acasă, Brânciu. Numai nu. Eu ți-o iau eu mașina. Deci te du-mă acasă, Brânciu, măi. Deci fii atât de aici. Pian de aici. Așa. Vreau să te concentrezi la un lucru. Da, s-a concentrat. Deci la un dat. De viață s-a concentrat. Și acum tu să-mi zici da. Nu sau da. Da. Cornel zice, băi, vreau să am și un partener de scenă. N-a precizat sexul. Era în 89. Cu 3 săptămâni înainte. Ba nu, a cerut un băiat. Fii atent de aici. Acum te întreb pe tine. De ce ai cerut un băiat? Puteai să fii o femeie. Avea acolo cu cine să joace, că erau am și... Am să spun de ce nevastă mea abia ne luase, era frumoasă și tânără și nu încăpea nicio femeie în viața mea. Înțelegi? A fost Iulia așa de exigentă. Deci Iulia fabuloasă. Iulia, când m-am dus și am dat probă la teatru la Galați, am luat o parteneră de replică. Așa. Și la final a venit directorul, șeful comisiei și mi-a zis, doamna a luat, dumneavoastră nu. Aoleo, și de aici a început. Primul bun pe care l-am făcut noi a fost spectacolul de la Constantin Tănase, pe care l-a acceptat Bițu, în care să fim numai noi doi. Pentru că eu până atunci jucasem cu Draga Olteanu și la un moment dat, doamna Draga, după vreo 2 ani și jumătate, a zis, domnul Romică, eu vreau să mă întorc la ale mele, veni să... Maestru Marin Moraru din Germania, pentru că el lucrase acolo, nu știu ce făcuse acolo, și s-a combinat și s-a închis aia. Cornel era deja venit în București și atunci marele boom al nostru a fost Râs că te tai, un spectacol pe care l-am jucat cred că aproape 100 de spectacole. Asta înseamnă fiecare zi? Asta în fiecare, de 3 ori pe zi. De 3 ori pe săptămână. Pe săptămână, da, săptămână. Cam așa jucam. 3-4 ori. Chiar și duminica, și matineu, și seara. Depinde, dar jucam. Eram la teatru. Da, era visul nostru. Cum să spun, am avut și o împrejurare interesantă. Exact atunci când s-a făcut România Mare, știi? Mm-hmm. Da. Că contribuția noastră, nu știu cât a fost, a fost contribuția puterilor. Da, au vrut să sfărâme imperiile. Absolut. Și Și atunci, pentru că după Revoluție s-a deschis lumea, ei aveau de alergat și aveau nevoie de doi și fraieri. Și Bițu avea nevoie de cineva care să stea pe teatru să joace, înțelegi? Să joace la teatru. Iar Sela cu Arșinel într-o parte, n-ai Vasile în altă parte, Despre asta erau marile puteri, da. Despre ăștia vorbeam. Acum am înțeles, bun, bravo. Că te uitai așa un pic, înțelegi? Era un pic de dezbinare în teatru, nu mai ascultau de Bițu, se certaseră. Pentru că vreau libertate, dar... Puteau pleca, plecau în America, plecau peste tot, înțelegi? Și aveau nevoie de o trupă care să stea să joace la teatru. Și am jucat eu cu Țociu. Voi v-ați reorientat, chiar dacă voi jonglaserăți cu muzica, în ultima parte, tu, Romica, ai fost de 2 sezoane la Te Cunosc de undeva. De 3 sezoane. Și Cornel odată. Da, ai cântat, nu te-ai jucat, ai cântat în mai multe limbi de mai nebunit, în sens pozitiv vreau să spun. Iar tu, dragul meu, în ultima perioadă debordezi de versuri, de muzică și de dorință de muzică. Înțelegi? Asta de ce a venit? E a doua lui pasiune. Și de ce nu s-o pui în aplicare? Păi și ce? Și o pune. Cum ai? Cum? Hai să punem în aplicare pasiuni. Cum să nu s-o pună? Și-o pune cu... O clipă de sincerit, 2-10-2-10. Te duce la maternitate. Foarte bună. Asta e? M-auzi, dragostea mea, Cornel? Yeah. Yeah. Ia să te uiți. O să nu vă stric. Nu, no, de ce să ne strici? E Cornel, bun, el, O să spun eu primele versuri. N-ai nimic pe lumea asta dacă n-ai un prieten drag. Poți să ai averi palade.
N-ai nimic suflet prin bag. Dacă e ok ritmul ăsta? N-ai nimic pe lumea asta dacă n-ai un prieten drag. Poți să ai aver palată, n-ai nimic suflet pribeac. N-ai nici rost, nici împlinire, nici la bătrâneți toia. N-ai nimic din toate astea dacă n-ai un prieten drag. Prieten, prieten, prietenia nu se cumpără cu bani. Prieten, prieten, prietenia tăinuiește peste ani. Prieten, prieten, prietenia peste viață legământ. Prietenia, prietenia este lucru ce mai sfânt. Asta a făcut eu. Da! Mâncați aș nasă două. Ai, 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 unde te-am cunoscut? Nu mi-ai cântat când eram pe vremuri. Mie nu mi-ai cântat asta. Nici el nu știa. M-am enervat asta. Nici eu nu știam, bravo. Așa, Cristi, bine, cu Cristi. Prietenie, cu prietenie, Cristiane! Atenție! Nimic din ce a fost să fie și nimic din ce va fi dacă nu-i prietenii, timpul le va risipi. Doamne, crește-mă iubire, mir pe sufletul bătău. Nu-mi dă aur nici mărire, Doamne, dă un prieten drag. Este și mi l-a dat! Prieten, prieten, prietenia ce nu se cumpără cu bani. Prieten, prieten, prietenia tăinuiește peste ani. Prieten, prieten, prietenia e respect și caracter. Prietenia, prietenia ea ne va lega și-n cer. Să ne fie de bine. Bine, bă, extraordinar! Bă, ce talentat! Da, ia zi-mi tu, de ce rău. Te-ai apucat să cânti, dragul meu, Cornel? Ce a determinat schimbarea asta? Deci, după turnee întregi în care ai văzut pe alții cântând, pentru că asta a fost... Bă, stai, stai că și eu am voce. Nu, prietene, nu, de eu cânt de mult, frate. Cornel cântă de multe, cântă la chitară, cântă la eu, asta, noi suntem... Eu la Piatra Neamț eram șeful ceaurilor. Mă înțelegi? Nu cred. Unde erau petrecere, nu lipseam. Eu cu chitară, aveam cântece. Dar noi am fost pe muzică, ta, și eu la fel, am fost DJ. Să spună Cornel, a rămas trăznit când m-a întrebat de muzică. De-aia. Păi noi suntem cu muzică, am fost rocker, am pus muzică. Tu ai fost rocker? Rocker, știu tot, toate, tot ce vrei. Alo, ți-am spus încă o dată. De-aia se miră foarte mult. Dom'le, chiar așa, da. Știi de ce? Cultura muzicală, lucrurile pe care, cu care... rezonăm. Cu care rezonăm și în cupletele noastre și în lucrurile pe care le face. Asta pentru adevărat, că noi, da, adevărat, noi da. Să spun ceva, la Tănase, fără voce, ești, cum să spun, nu, actorul de... Nu, și am zis că pot să spun și niște lucruri și așa, înțelegi? Știi care chestia? Că modul ăsta de exprimare romantică și nostalgică nu putea fi prins într-o glumă neapărat, știi ce zic? Da. Pentru că de fiecare dată glumele erau pe tonus, da, pe da, vibrație. Da, stai să spun ceva. Noi suntem doi romantici și romantici. Iubim, avem sentimente frumoase, avem copii, lucrurile astea, cum să spun, fără să le simți, nu poți să trăiești într-o familie și să poți să ai o relație. Eu te înțeleg perfect.
De aceea, pentru că s-a dat oricum totul peste copii. Iertați-mă că mai fă o surpriză. Ia, da, da, sigur. Uite, dar trebuie să te ții bine la surpriza asta. Copii. Ține-te de mine. Deci iată de aici. Sol major, de obicei, sau mi minor. Sau ceva major, sau un Faberge. Dacă e mai sus, stă-ne... Deci iată de aici. Stai, să nu zicem piesa, să zicem că se prinde. Deci, tu trebuie să te concentrezi ca în viitor să începi să faci și tu muzică serioasă și să păi văd... Păi da, nu, dar eu fac muzică serioasă. Eu vreau să demonstrez tuturor că asta mi-a rămas în cap și când ai început să o cânti, am zis, wow, poftim. Ce? Te rog. Ai cântă cucu prin spitale. Da. Aolo, ce cuplete frumoase avem noi. Fenomenal, da, avem unul fenomenal pe care o să-l cântăm data viitoare. Când ia mă, stai mă că-l găsesc. Care, îl ai aici? Cântă cucu prin spitale. Da, 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 nu, nu. Să mai duci și sarsanale. Nu, 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 nu. Și să spun ceva. Lucrul ăsta ne-au ajutat ca să putem aborda mai multe genuri, în așa fel încât ca numărul nostru să aibă diversitate. Și ca muzică, și ca scris, și ca interpretare. Pentru că muzica într-un număr de comedie face foarte mult. Doamne. Și să spun ceva, lumea este foarte atentă, pentru că ai zice, dom'le, cântă cupletul ăia, să nu. Deci reacționează. Pe la noi, pe Teleorman, frumos când un cumpălan, măi. Dar de 4 ani de zile nu mai cântă că nu-i bine, da, nu mai cântă că e criză, că ne-am dat foc la valiză. Ne-au luat și ultimul pol și-am rămas în cucu gol. Ia, zi, da, așa, da. Pe la noi, la București, ai grijă ce ciripește, mă, că dacă ai ciocul mare, ajungi nică la răcoare, o. Te bagă la saramură și te scoate
spitale, oh. Și de ce îi fede ochiul, îi cade parna și ciocul. Ai racu, ia uzi, doctoris fugiți din țală, dacă ai boală e nasoală, că nu-i nimeni la lucru și se aude numai cucu. Fenomenal, da. Cântă cucu din țală. No, și asta e, a plecat cucu la piață ca să cumpere verdeață, of. Dar verdeața e olandeză, are un preț de cază în freză, oh. Că cartofii sunt din Franța, cât de îți rupe clanța. Că avem agricultură, dar n-avem ce pune în gură. Fenomenal, băi, băi! A ajuns cucu bogat, cum i-ar lăsa însurat, oh. Comierlă de dorobanți, ce-a mierlit vreo cinci amanți, măi. Și s-a pus mierla pe cuc, de mila făcut năuc. Mila ciugulii de pene, de ajuns cu ucunismene. Fenomenal, extraordinar, da, da, cuplet, cupletul, cupletul. Cupletul face deliciu. Știi că tot timpul dăm exemplu. Uite, bă, băieții din America ce fac pe Broadway. Dar de fapt voi știați să jucați, să cântați, să dansați. Știați de toate. Am jucat și noi pe Broadway românesc, să știi. Tănase pentru noi a, da, asta a, a fost da. E visul alergătorului. Dar știi care a fost avantajul extraordinar? Mm. Că noi când am venit, noi eram nimeni, nu aveam public, îți dai seama. Și am venit și am jucat pe publicul lor. Ceea ce a, da, fost, asta a fost o surpriză totală, o schimbare. O schimbare, da, ei, da, 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 da. Jucam până s-au prins. Lor, adică până s-au prins. S-au prins și au zis, ne-au dat afară. Da, ăștia, au. Cu Cornel au avut ce au avut, dar cu mine, frate, păi, m-au ars. Da, da. Da, era competiție. Auzi, dar spune-mi, Constantin Tănase, acum, e de stat, e de la primărie, cum da, a referit. Da, da, e de stat, da, da. Da. Deci da, acolo da. Nu poți să faci o chestie bă, de genul... N-am putut să luăm de la asta niciun ban, decât vreo câțiva ani. Da, da, restul, da. Crede-mă că toată viața noastră, cariera noastră, care uite acum se întinde aproape pe 34 da. De ani, a fost numai... La privat. Numai la privat. Adică ce-am, exact, a, ce-am exact, adus... Exact. Horică, ce-am adus, aia am mâncat. Nu venea public? Era pauză. Corect. Noi n-am avut de-astea cu sponsorizării, cu de-astea, cu aia, cu ălea. Nu, tată, ce-a fost în sală? Și la antenă la fel. Jucăm pe rating. Faci rating? Da, 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 da. Da. Știi, știi da, că... Adică știi. Vreți să spuneți că din, de atunci de când ați plecat de, de la 25 de ani, Tănase, n-ați mai intrat, n-ați mai jucat în nicio chestie nu, de stat? Nu, nu, niciodată. Extraordinar. Nu, de atunci trăim... Dar cum așa, mă, Cornele, mă, nu... Nu înțeleg de ce. A fost o chestie am acolo. Am avut televiziuni, frate. Am da, jucat... da, da, da. Tu... Așa. Da, și a, eu am auzit de... A fost un moment de, de cotitură. A preluat domnul Arșinel, pe care, sincer să fim, noi îl iubim și l-am iubit și va rămâne în sufletul nostru, pentru că e totuși înaintea și omul care a dus, care a fost în sigur Stela. Sigur că da, fără îndoială. Iar să spun ceva, cuplul ăsta, cuplul de genul ăsta, ca și Nae cu Vasile, ca și aia, se nasc foarte greu. Rar avis, că... corect. Nu sigur, știi, și... să-ți spun un lucru, ei au avut o contribuție imensă. La comedie, comedia, pentru că ei au dus comedia. Comedia, deschis comedia ținea... Comedie. Nu, nu, nu! Comedia era cap de afiș. Cap de afiș. Deci muzica era... Deci 7000 de cântăreți. Dacă n-aveai un comic acolo, omul vrea, dom'le, comedie. Era Jean iar Puiu, comedie. Nicu da. Constantin, Mirabela, Pac Pac, ăla, Pac, da, Dorobanțu. Acum, nu știu dacă, din păcate, muzica e peste comedie. Iartă-mă, iartă-mă. Da. Dar acum, în modul de față, ca să discutam cu Cristi înainte, practic... Voi acolo și mi-a povestit o întâmplare pe care ai făcut-o tu în Craiova. Stai puțin, voi putea să fiți stand-upări, liniștiți. Dar noi am făcut stand-up de când ne știu lucrul ăsta. Dar ce deci, e stand-upări? Că nu înțeleg. E să te ridici în picioare, să spui a, ce trece prin cap. Da, mă, asta da, e, știi foarte bine. Problema următoare. E ok, e un gen, e un gen. Dar niciunul dintre ei, sau de exemplu când fac roast-uri, se adună mai mulți. Dar eu, din punctul meu de vedere, eu în continuare aș vedea. Când a fost ultima voastră prezență într-o emisiune de televiziune împreună cu un cuplet? Uite, Revelionul 2021. 21. Noi cu Dan Negru. Am înțeles, știu. Fenomenal. Fenomenal. A fost,
Deliciu a fost clubul Revelion. Revelionului. Da. Dacă vezi numărul mori. Da, da, să spun ceva. Acum lucrurile nu mai stau așa, pentru că se cere nou. Să atace, vor să prindă publicul, dar Cornel, ascultă-mă. Da. Vor să prindă publicul tânăr, care dispăruse de pe aia 48-49. Iar publicul tânăr, care e foarte bine pregătit, înțelegi, ei vor veni și vor înțelege. Au numai verzi au în cap și am să spun de ce. Ei vor să facă o altfel de lume. Toți stau și așteaptă în noaptea de Revelion, vor cuplete, vor sketch-uri, mă întâlnesc cu o grămadă de lume. Doamne, unde sunt Revelioanele? Se uită în alea vechile care le-au aici, foarte bune, se uită. Da. Astea noi numai. Îi adună pe toți artiștii la grămadă, înțelegi, și pune acolo. Nu se știe cine a cântat, cine a fost. Au fost mai mulți. Da, ai dreptate. Câți? Dar... Mai mulți, au fost mai mulți. Zi-mi unul. Da. A fost Vigelie, cine mai... Deci Vigelie și mai... Așa, Vigelie și, și mai cine. A fost și Vigelie și... Ai înțeles cu ce rămâne lumea în noaptea? Dar și la muzică se întâmplă la fel, pentru că muzica acum, toată lumea vrea, cel puțin oamenii care sunt la radio, vor, majoritatea radiourilor... Da, vor, ce se vinde? Tineret. Băi, nu, acum să nu fim răi. Ce se vinde și se cumpără, e la revedere. A fost Telerobingo Show. Bravo. Am început să plâng și eu. Da. În 98-2000. A fost... 2001. A fost seriale... La seriale, notez aici, Piticii de Vară, din 2005. Piticii de Vară, bravo. Păi ăla cu tine l-am făcut la... Mai când erai și tu. No, când... Eram împreună. Ba da. Eram împreună. A început atunci, în 2004, atunci. Când 2003, de a fapt, venit și Brinciu. La capătul 2003 a început Național TV. Păi da. Da, da. Unde ai fost și tu? Am plecat toți la drum. Exact. Au fost Meseriași în 2006? Meseriași. Da, la ProTV. Poveste de Cartier 2008. Da. Forțele de Muncă n-ai trecut acolo. Forțele de Muncă a fost primul serial făcut cu Rădoacă. Forțele de Muncă? Da. Forțele de Muncă. A fost primul serial de comedie. Cu Rădoacă Cândreața? Costică. Costi Rădoacă. Constantin Rădoacă. Ah, era Costantin. Regizor. Da, 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 da. Costi Rădoacă. Marilena. Costi. Marilena. 2009. Da. O secundă de viață. Nu mai știu. 2009. Cu cărmăzan, parcă. Da. Cu sare și piper. Cu Romica și Cornel. Da. Don Titi. Don Titi. Taxi Don Titi. Taxi Don Titi. Da. Și? În schimb au... Canal D n-a avut încredere în noi să continuăm. În schimb, Micuțu și cu ceilalți au luat ideea cu taximetriștii și au făcut-o și e foarte... Foarte drăguț, da. Ca și film. Da, bine, noi am dat foarte multe idei în viață. Și a mai fost încă o chestie. Mă întorc iar în timp, că îmi place mie amintirile. Ați mai făcut o emisiune care ne leagă pe toți trei. Într-o oarecare măsură peste ani, așa cum și voi ați relatat anumite amintiri care s-au îngemănat peste ani. Voi ați făcut o emisiune care, din punctul meu de vedere, era un fel de nebunie curată. S-a întâmplat la prima asta. Ia să Alomania. Da. Alomania. Alomania. A fost fenomenal. Da. Am o întâmplare la Alomania de caz. Nu, zi-te după ce spun eu una, zi. Nu, stai că mai pun, îmi cer scuze că nu sunt atent cu voi. Da, nu știu. Cornel, ai băut din paharul meu, ce n-ajungi la altă? Iartă-mă, iartă-mă. Deci... Are mâna scurtă și iar... Da, ia-ți-l mă de aici, că n-am băut nimic eu din paharul. Păi nu de aia, dar uite, avea rujul meu aici. Hai, da, bine. Mi-a dat cu lipstick special. Păi stai, tu mănânci și tu și noi. Nu, nu vreau și eu să mănânc. La Alomania, mi s-a întâmplat un lucru formidabil. Cu Adela Harnagea. Cu Adela Harnagea, da. Ea era producătoare. Adeluța, da. Ce fată, Și Bingo a făcut cu Adela. Și Bingo și-am făcut și încă o emisiune aia de săream noi pe acolo, de alergam pe ăla. Da. Care alea mai Bancher și șomer. Bancher și șomer. Bancher sau șomer. Bancher sau șomer. Bancher sau șomer. Da, la antenă. Bă, ce emisiune... La antenă? La antenă. La antenă. Auzi, dar atunci la Alomania. Mania, da. Nu era și Alice? Alice, da, parcă era și ea. Era și Alice. Da, era și Era Alice. În echipă cu Adela? Era în echipă cu Adela, cred. Dă-mă, dă-mi telefon să o sun. Dă-mă, sună, mă. Băi, Da, mă, dar pe Alice eu o cunosc de... Stai puțin, că ea mi-a spus de chestia asta cu Alo, tu alegi, iar din punctul meu de vedere, eu am fost
Am avut o întâmplare acolo formidabilă. Făceam revelionul la antenă. Voi erați la prima. Iubire! Să rămână la Alice. Da. Te pupă Cornel, te pupă Romica. Au, cine era producător la Alomania? Adela. Păi, în prima parte a fost Adela Harnadea și în a doua parte am fost eu. Da, bravo. Deci, au fost două părți. Aoleu, nu ți-am spus nici eu întâmplarea asta. O să spun acasă întâmplarea asta. O să vezi pe podcast, iubire. Te sărut, pa! Te pup, Alice! Te pupăm! Pa. Dar rău de tot te pup. Da, așa, zi. Deci fii atent. Știți ce s-a întâmplat? Pentru că oamenii de nu unde știu. Ai luat slăina asta? Am luat-o de aici, din, eu mă pun la din patrimoniu. Dar... Ai luat-o din 16? Am luat-o de la 16 februarie în viață? Așa făcea, așa făcea... Bună slăina! Așa făcea domn profesor. Da. Auzi, că de unde ai la brezat? Fenomen, unde ai găsit? Nu mai aveau? Nu mai aveau capul ulter. De unde ai luat-o, băgică? Au, băgică, ce un ulter mușcat dintr-un câine pe marina drumului. Trebuie, lasă-mă animalul în pace. Dă-l, bă, dracu, dar întreabă cine a început prim. Dom'le, a lucrat foarte bine. Da. De Bibanu. Îi plăcea, era singurul care mă lăsa. Gică. Da, așa le zicea, Gică. Da. Ai, mă știi pe asta, am mai spus. Venea din Germania. Așa îmi zicea mie. A avut Cornele. A dat drumul la țiganii de la Crăuva. Nu mai poți să spui eu, poate că le ia pe toate. Să ai drecu să fii, să da bebe banii. Era, da, mă, și fiat, una. Fiat. Era fenomenal. Fenomenal. Extraordinar. L-am iubit și-l iubesc. Fenomenal. Și am avut șansa amândoi aproape 10 ani de zile, bă, zile de turneu, bă. Era stai așa. Cu el. Băi, atenție. Jean, Bibanu, Mădălina, Maria, Mirabela, turneu. My friend. Dar ce afișe ăsta, mă? E un... Era bombă. Să, nu veneam decât două zile acasă. Sâmbăta și duminica. După care plecam cu bebe. Ce bine să merg cu Hammer ăsta... cu austriacul acolo jos, mă uitam, mă, ăla nu e la zic. Cine cu cine? Cu ăsta, mă, de nu ne-a dat viza pentru Schengen. Aha, ăsta, da. Da, noi, mai frumos al nostru. Așa. Ți-a plăcut asta? Da, mai nos, că acum vine. Așa. Ia-l, mă, de aici, nu-i pe mie. Lasă-mă, ia-l, dar stai puțin, că dacă ai mâna scurtă, ia-l pe al tău. Lasă, păi al meu, atâu, lasă-l acolo, ce nu-i pui în fața aici. Am ce-o, camera. Păi ca să-mi ia mie fața. Păi ție nu ți-a. Până-l aici, până-l aici în fața. Stai mă, unde nu astăzi, că m-ai luat cu... Cu Bibanu și cu afișul, că venea acasă numai așa, și mă duci duminică. Da. Și eu fusesem în turneu înainte, mai fusesem într-un turneu și aveam și banii de turneu al meu și terminasem și turneul cu Bebe și băgasem toți banii mei și cu banii lui Bebe îi băgasem într-o tuflă din asta mare. Într-o și... tufă? Tuflă de bani. Tuflă. Niște arhaisme de la Caracal. N-am astea din... De la Caracal. De la Caracal. Ia asta de aici, așa, că mă ține de la mână. Ei, aruncă-le pe jos, așa. Am înțeles, da. Putem să aruncăm tot. Bun. Și... Așa. Cu 1000 de euro nu mai să arunce. Să închid de podcast. Foarte bună, bravo. Ia dați voi telefonul și spuneți ca să nu mai veniți acasă, că rămâneți aici. Dormim la breciu. Așa. Ce glumă. Bun. Și și ne îmbrăcam să plecăm acasă. Eu stăteam, Bibanu văzuse că Bebe mi-a dat și mie banii. Vorbesc de Bebe Mihu. Da, Mihu. Așa. Alu Maria, Dragomirului. Da? Și dăduse și lui. Și eu am scos ălea combinată alpină, îți dai seama, mai mult, și am început să număr. În fața lui Dem? Nu! Cu spatele datare! A. Și la un moment dat, el fiind atent la asta, a sesizat că din numărat am depășit cât lua el. Cât lua el. Lucru pe care... Tu vrei așa? Și am dat. Dă-i. Să întoarce. Auzi, mă? Ce, mă, Bebe, îți dă mai mult ca lui Tăvrătulescu?
Bă, era fenomenal. Să nu cumva... Dar tu nu te-ai prins, mă. Recunoaște că nu te-ai prins. A făcut tot, ai picat în capcana lui. De ce? Cu ce? Da. Da. Nu, mai dăm o dobă. Dem a zis asta. Dem a zis, mă, nu te prins. Tu nu te-ai prins. Eu m-am prins. Iartă-mă. Nu mai bea. Nu-ți facem. Nu mai, gata. Atunci ai merge să cântăm, că la glume nu merge. Vine, zice, Gică, vină un pic să... Vezi că e fata aia de la Castel, de la mama aia, face festivalul berii, înțeleg? Așa, domn profesor. Și bă, mi-a zis să vă iau și pe voi. Gică, eu am zis, de fapt, n-am zis, ea, n-am zis, ea, eu i-am eu propus. Eu i-am zis, ea și pe Tuciu și pe Palade. Luați și băieții aia doi, că chiar, bă, chiar voi sunteți buni. Chiar, da. Aia zice, numai că vezi că nu prea are bani. Eu am, i-am cerut, n-am vrut să-mi cerut, dea. N-am vrut să-mi dea, dar mă rog, am lăsat. Ori așa, nu vă aruncați cu bani, că iau cu tare, nu știu ce. În sfârșit, îmi dă telefonul, vorbesc cu aia, ne înțelegem. Și, bă, Gică, ai vorbit cu ea, am vorbit doi în profesor. Și, păi, i-am cerut câte $2000 și ne-a dat. A făcut pauză. Bă, nenorocită, dragul mie, mi-a spus că n-are bani. Dar de unde? Că n-am cerut. N-am cerut, dar știi că asta, înțelegi? Nu, bă, da. Că fata e drăguță, e mișto e și... E foarte mișto, da. Să da, nu e... faci și... Să nu vezi măgar asta, și... Asta ți-o spus, dar fii atent la ea, ca să râși și tu. Deci... Păi nu puteam să o dau. Nu, numai nu, i-a spus lui... Că să fii atent la poata mea, da, ca să râși... Acum a râsat rău. Da, și venim din Germania și ăsta își cumpără de obicei din Germania, își cumpără de la mezgherai. De obicei. Cumpără... Peste tot unde, eu mi-au de mâncare. Și de mâncare, și de mâncare. Mezgherai înseamnă măcelărie, înțelegi? Și își cumpără cârnăței cu tare și îi place, sângeretele. Fac nemții un sângerete fenomenal, care îi place lui. Așa. Și oprim pauză venind către țară, știi? Pac, oprim pe partea dreaptă, pe o băncuță, ăsta scoate mâncarea. Trecem vama la austrieci, intrăm în Ungaria. Am făcut vama nu știu ce, ne-am așezat, ne-am întins la o masă, zic să mâncăm. Numai voi doi. Nu, toată mașina a coborât. Și Dem Rădulescu, și toată gașca cu toată lumea. Ăsta scoate de mâncare, eu normal, ăsta fiind prietenul meu, am băgat și o mână să iau. La care ăsta, bă, dar ești nesimțit. Păi eu nu i-am cumpărat... Nu rușine, mă. Puteai să ieși tu încărnat, așa, mănânci de la mine, milogule. Da, da. Păi, milogule, atârnătorule. Toată, toată lumea a auzit. Da, toată lumea. Toată lumea a auzit. Da, nu-ți e rușine. Eu nu i-am cumpărat la rufie mea jucării. Jucării cu tare. Da, tare. Și... Dar el mânca, îl durea curând. Mă, milogule. Domn profesor stătea așa cu mine la spate pe bordură și se uita la noi, știi? Și cu unul îl vede ce, domn profesor. Dacă vrei să serviți, puteți să luați. La care, domn profesor, mai du-te, dracu, vrei să mă faci și pe mine miloca pe soci? Băi, era fenomenal. Dar eu de-aia am dat-o. O lua din zbor, da, orice, din, înțeleg. Din, no, da, 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 era fenomenal, fenomenal. Fabulos. Să spun ceva, a fost cea mai mare... De, normal. Și păi nu, bine. Eu o pregăteam, de-aia l-am făcut pe sociu, înțelegi? Da. Că știam că urmează să-l invit pe domn profesor la masă, să vedem ce spune. Era secundă. Nu. Vreau să spun un lucru. Într-o seară, spre exemplu, Jean se mai supăra câteodată că un profesor îi spunea negrilă lui Jean. Negrilă. Și lui Jean Constantin. Jean n-avea studii. Ăsta era de mai profesor, îți dai seama. Într-o seară am stat la un șpriț până la 3 dimineața. Aici era Jean Constantin, acolo era Dem Rădulescu și eram aici. Ei nu vorbeau între ei, vorbeau prin mine. Când vreau să-i spună ceva, l-am zicea mie. Bă, mori, nu știi ce chestie aveau. Da? A, aveau ăsta, cum? Aolo, țineau supărarea. Și fii atent, asta era boală veche, ținută când te duceai la mare. Deci, de exemplu, dacă începea ploaia și începea ploaia, vai, ce unde, asta. Bravo. Unde se oprea, unde începea ploaia, acolo se oprea, nimeni nu mai lua. Spectacolul nu mai lua bani. Deci cine a apucat să cânte bine, cânta, cine nu lua bani. Cine nu mai lua bani. Ceilalți care nu au apucat cine să cânte, care apucat, la numai nu zădea banii, înțelegi? Cine am pățit era, asta? Era întunecat așa, era întunecat afară și vine Jean la mine. Susată, fii atent la mine! Ia o sticlă de apă și ne udăm și merge la Dem Rădulescu. Cânta Mirabela Daue. Cânta Mădălina. Cânta Mădălina. Mădălina a zis că vrea să cânte ea prima, înțelegi? Că pleca. Cânta Mădălina, se auzea, fată dreagă, cu tare. Și zisa, zice, udă-mă tu pe mine și te ușu pe tine. Pac, zisate, pac, își torna apă în cap, întorc și eu și intrăm în cabină. Pac, la care și-a zis, stați-o, zisate, oaia s-a pus ploaia afară.
un moment dat, Demrădulescu stătea pe scaun, s-a ridicat. Mandalina, nu mai ai două piese! Mandalina, nu mai ai frenul! Când se uită, vede că nu plouă. De grină. Și tu la fel. Doi țigani, unul de la Craiova, unul de la Constanța. Fenomenal, da. Dacă le făceai jocul și erai acolo, crede-mă că eu am fost în Israel, nu eram cu Cornel, eram cu Draga, și am fost în Israel cu ei doi. Am dar zi pe aia când dormeam în chiloți, ce ți-a zis Bibani? Dormeam în chiloți, că stăteam... Era căldură mare. Peșul ne-a dat, era o căldură, nu era nicio aer. Stăteam și la ultimul etaj, că îți dai seama, în Israel. Și Teșul ne-a dat cameră la amândoi. Eu dormeam cu... Adică să stai împreună. Eu dormeam cu Bibanu. Îți dai seama, să dorm cu Bibanu, cu domn profesor, în cameră. Îți dai seama, fenomenal. Și era o căldură. Ai atins zenitul. Zenitul, îți dai seama. Dar dormeam cu Dem și jucam cu Draga. Uite așa, dar, că bătă-o la mână. Dar nu puteam să dorm cu Dama Draga. Vezi că Draga jucat cu tata la 16 ani. Da, bă. De Brașov, da. Fenomenală. Ce ți-a zis? Și umblam pe acolo, prin chiloț, așa, cu tare. Și așa, Gica, îmbracă-te! Că te trimit acasă, doamna Rădulescu, dacă mai umbli așa. Fenomenal. Avea, dar zi-mă, când fiată. Păi, da, tăștiu un căcat, nu știu cât îi dădea acolo, mă rog. Dar îmi dădea, ce îmi dădea mie? Săracuș, eram la început, eram cu Draga. Își iau o bere de aia Maccabi. Îmi luam o bere din aia. Așa, și un cremvuș de la băgat în pâine. Era hot dog, măi. Hot dog, așa. Și fiată. Îl vede azi, îl vede, măi. Știam că se spune hot dog, dar am vrut să îi dau... Tentă românească. Nu tentă românească. Decadența sandwich-ului pe care l-am mâncat. Un sandwich, bă, un cârnat băgat în pâine. Bă, iată, și zice și stai seama că eu îl vede azi, îl vede mâine. Aveam 30 de ani. Și avea 25 de kg. Costa un rahat ăla, o bere din aia, cred că nici 60 de cenți nu costa. Mă rog. Și unde să mă duc să mănânc? Mă duceam să mănânc în cameră, îți dai seama. Corect. Păi puneam berea jos, mâncam din ăla, pac, mai bea. M-a lăsat vreo 4 zile să uită la mine. A patra zi îmi zice, auzi că, da, domn profesor, cât îți dă teșul, mă, de-ți permis să mănânci în fiecare zi? Băi, dar perle, crede-mă, a fost cea mai tare școală pe care am avut-o. Nu pot să, nu. Deborda. Și Jean la fel. Cu Jean a jucat în ultima perioadă, a jucat cu noi în meseria și la Pro TV. L-am prins într-un singur rol când am filmat la Pro TV serial. La un moment dat era guest star într-un episod din Da, de obicei guest star, da. Și de fiecare dată când a venit acolo parcă era un regal. Alo, nu, Jean și Jean. Și să nu uităm de Puiu Călinescu, Nicu Constantin, ăștia au făcut Lulescu, ăștia au făcut carieră la Tănase, au făcut generații de oameni să râdă, să se bucure de viață. Mai vorbește cineva, nu mai vorbește nimeni. Nu mai vorbește nimeni. Dar o să vorbim noi de ei atâta timp cât vom trăi. Da, asta fac și eu, exact asta fac și eu și îmi face mare plăcere, chiar dacă anumiți tineri sau anumiți oameni nu știu despre cine vorbesc, încerc să le duc tradiția mai departe. Să spun ceva, Stella Popescu, crezi că se va mai naște așa repede o Stella Popescu? E cea mai tare actriță de comedie pe care a avut-o țara asta. Crede-mă și o spun... Mai sunt și altele. Nu, vorbesc de... Un profil atât de consistent... Nu mă vorbi cu gura plină, că te filmez. Las că mă duc și eu cu gura plină. Da. Nu cred că se mai naște așa ușor. Filmați-mă. Dar uite, spune-mi poza asta. Cine e în poza asta? Foarte tare. Ai de capul meu. E Vasile Șeicaru. Hrușcă. Cu Hrușcă ăsta înaltul. Așa. Eu. Tu aici... Așa. Mafiozul? Și acolo un prieten de la Neamț, Dinu Nicolau. El era și impresarul care organiza spectacolul ăsta. Voi ați fost, cel puțin pe litoral, ce să mai, în toată țara asta ați fost cu toată protipendada muzicală. Cu toate vârfurile. Toate. Păi nu, ăsta erau, cum să spun, afișul așa era. Știu, eu am văzut când eram mic afișele astea. Dar vă întreb o singură chestie. Voi nu reținați piesele? Care era cea mai tare piesă ale cântăreților care participau în concurs?
Deci, fată dragă, nu fii tristă. Asta era top. Asta era top. Mădălina. Top Mădălina. Noi am făcut, cum să spun, am făcut parte în aceeași gașcă mulți ani. Noi cu Mădălina, Maria... Drăgomiroiu? Așa, da. De Mrădulescu. Mirabela. 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 Când începea fotoliu era... No, Dan Spătaru. Am fost cu el în turneu, da, în America. Da, corect, bravo. Alo, da, my friend. My friend, yes, of course. Ce amintire avem cu Dan Spătaru, nu poți să-ți imaginezi. Dar eu ce amintire am cu Mirabela. Dacă să povestesc, mori. Păi povestește. Acum, vrei? Vrei să nu moară? Da. Mai e nevoie, mai are două concerte. Două naibile. Așa, bravo. O să saburesc că e ecranul. 1986 Mirabela se certase cu Savoiu. Gigi, amintiri! Ăstea nu le știe nimeni, frate. S-a certat cu Savoi pentru că Maria Nistor s-a luat de Dan Spătaru, înțelegi? Și a zis, Dan, ce cânstu, mă? S-a îmbătat ăla și eu. Iar Mirabela, care iubea foarte mult pe Dan, da, l-a certat pe Marian și a spus că în viața vieților mele nu mai cânt cu voi niciodată. Incredibil. Uite, uite, ăsta este un lucru formidabil care respectă, care reflectă clar o prietenie. Deci dacă cineva se leagă de un prieten al meu, eu l-am mea bă prietenul și mai, nu îl respect. Apropo, de ce zici tu melodie? E, bine, mai răbdare până la sfârșit. Așa. Nu da tot, te-am vorbit cu... Da, mă, liniștiți, mai fă probleme. Bine, după, nu, dar... după două săptămâni sună pe Dan să vadă ce face Mirabela. Dar nu, ce faci? Bine, ce sunt în turneu? Între Mirabela cu cine? Cu Savoi. Joc-o pe asta. Ei, bine, mă, da, erau atât de mari încât își permiteau. Deci asta n-a dărâmat-o pe Mirabela. Mirabela l-a iubit în continuare la fel de mult. Deci știi că Mirabela era aici în urmă cu un an și eu pregătesc piesa, zic, îți dau fie acum o piesă pe la care țin foarte mult. Ia zi, Magistral Albastră. Uite la mine, ție-ți place piesa asta? Zic, da, are o linie melodică formidabilă. Și mie. E singurul care îmi spune lucrurile că îți place piesa asta. Și când am început, Magistral Albastră, drum de ape și vis. Dar o cânta cu Dan Spătaru? Da. Asta era piesa lor de... Piesa lor. Cupletul lor. Deci, lor. Ultimul turneu și din viața stai lor. Stai să termini cu mine. Și... Iubire, bine ai venit! Ei soția mea, e blonda aceea, e soția mea. I-am recunoscut râsul, Vino la noi la podcast, vino în coace. Dar stai, știi de ce a venit, nu? Nu. Că vreau să vă audă cântând o melodie pe amândoi. Eu n-am vrut să zic, că strig surpriza, dar aia am venit. Dar nu, zic. Și își ia Mirabela o trupă de la Piatra Neamț, care se numea Cupidon. Așa, mi-a zis de aia. Cupidonul pe lângă care am crescut și eu în sfârșit. Și cred că se uită unii. Ar trebui să-i număr pe Vasia Negru, pe Puiu Ciobanu, Vili Merțan. Și aia care nu mai sunt. Așa, Dan Boite. Dan e în Spania. Am vorbit cu el astăzi. I-am trimis chiar un clip cu Cupidonul. Astăzi ai vorbit cu el? Da, nebunie. Da. S-a cântat la bas. Era prietenul meu. Cezărică, care e în Elveția, cânta la chitară, m-a sunat ieri de la Zurich. Am vorbit cu el. Ba nu, și asta, uite, mi-a trimis mesaj și mulțumește pentru clip. În sfârșit. Și zic, merg și eu la mare. Bă, la Vasia, zic, șeful Dorin, ce-ți faci la mare? Eu pe Moldova, eu mergeam, prezentam spectacol și făceam cine comedie. Cine venea la PAC, venea să-l lipea la Moldova, la afiș. Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Bacău, Piatra Neamț, Focșani, Galați, Bârlada, acolo. Așa. Și zic, mergi și eu la mare, stau, ce faci la mare? Nu știu, mă, car scule, ce să fac? Nu te vezi garcul. Bă, mai e sau nu mai e? Dacă nu vine eu singur. Păi, vine așa. În sfârșit. Ajungem la prima zi de spectacol, era la Eforie. Cred că sud sau nord, nu mai știu exact. Așa. Trupă mare. Horia Moculescu, șef de turneu. Ana Maria Moculescu cânta. Mioara Fieraru Daminescu. Mirabela. Spătaru. Zi.
Zi. Constantiniu. Zi. Mă rog. Cornel Constantin. Cornel Constantin Corina Chiria. Beton. Toată floarea cea vestită, înțeleg? Beton. Și zice, mă, ce facem noi, spunea Horia. Cine prezintă? Ne-o prezentăm unii pe alții, unul pe altul și unul pe altul. Păi da, dar mai sunt unii care au bar și până vine barul, e burtă. Dăm pauză, îi dăm afară. Bar? Cântau la baruri. Corect, e pauză, corect. Da. Și prea mare ca să... Nu, și până vine ăla de la bar de nu știu unde, cine umple aici? Păi da, trebuia să fie... Un tampon, sigur. Da. Tampon, sigur, așa și se face și Bela, astăzi. Păi ce nu e Cornelușa aici? Și care e Cornelul? În ce an era asta? 1986. Păi, Cornelul la Piatra. Păi știe el ce trebuie să... Normal că știe. De unde știe? Păi știe că face cu noi, că mergem, facem turnee. Ia vină-mă cu. Ia vină-mă cu. Știi să... Da, cum ești îmbrăcat? Ce ai? Prost. Am un costum așa, așa, cu un papion, cu cutare. Aha. Uite, mă, ca prost. Dar... Dai. Vine un tovarăș Badea de la cultură, mă prelucrează ăla, ai grijă toașul ce vorbiți, știți că aici nu e lume multă, să nu facem, să nu vorbim. Era ăsta șefuaria, da. Care era... Tașcă era, tașcă. N-ai auzit, ăsta era Jesus. Stai că spun așa. Și mă spus, vine seara, sala pe pereți, sala, grădina de vară. Aia are 2000 de locuri. Mii de oameni, mii de are 2000 de locuri. Îmi tremurau picioarele, zic că eram câine la vaccin, așa. Zic, mamă, mâncați-o. Și vreau, zic, să vezi cum o fac acum. Și mă cac în toată meseria mea, în sfârșit. Și am luat-o, hai, ușor, ușor, au curs apele, m-am spălat, m-am șters, seara am luat-o, dă-i, am mai prezentat pe urmă. Vorbele le aveam la mine, înțelegi? Emoțiile le aveam și pe alea, că așa făcea corazonul, înțelegi? Am zis un bănculeț, am mai zis, nu știu ce, deodată nu apare unul. Zic, aici. Cât să întârzie? Ți-a dat Dumnezeu tot ce trebuie, descurcă-te, tâmpitule, să te văd de ce ești în stare. Și am început. Le-a plăcut la ea, au râs, au aplaudat cu tare. Ăștia stăteau toți pe la culise, pe la Arlechin, să vadă ce e așa. Le-a plăcut. Am dus-o pun la cap. Și care a fost treaba, trebuia să vină Nae Lăzărescu să prezintă. El n-a venit în seara aia. Înțelegi? Și a doua zi dimineață vine Dan Boite, băiatul cu care am vorbit în Spania, care nu e băiat acum, e mociu la fel ca și mine. Și zice, dimineața a doua zi, pe la 7, e Jale. E Tașcă în hol la hotel, eram cazat la Aurora, vezi că te caută, cred că ți-ai dat foc la valiză. Zice, unde e moldoveanul ăla, că vreau să-l strâng de gât acum. Te-am jurat, te-a cu tare. Mă îmbrac, îmi venea să mă duc să mă ascund, nu știu ce îmi venea să fac. Am coborât, m-am dus, zic, da, domnul Tașcă. Ce ai zis, bă, tâmpitule, aseară acolo? Bă, nu mai probleme îmi faci. Unde stai? Stau aici la 405. Cu cine stai? Cu Dan Boit. Vină-mi cu să-ți dau o cameră, să stai singur și tu ca vedetele. Stați câte doi, ce dragi, te-ți bulangii. Vină-mi cu unde mă să... Vină mă să-ți dau, îți dau cameră, să stai ca șmecherul. Păi, de ce? Păi, prezint și de... Păi nu vine... N-ai... Nu mă, tu ești mai de acum. Nu mă, tu ești mai. Ce atestat ai? Am 4. Ce prost ești. Hai că-ți fac atestatul. A vorbit cu toașul Hegeduș la Ministerul Culturii. Hegeduș. Mi-a făcut atestatul. Nu? Mi-a dat 200 de lei pe concert. Am jucat 2 luni de zile la mare. Înțelegi? Și am plecat cu 12.000 de lei în buzunar acasă. Și 1986, Mirabela m-a pus acolo unde sunt și acum. Ai înțeles? Ba, mai mult decât atât, m-a trimis la atestat și din cauza că eu sunt un bou. Înțelegi? În sfârșit, vrei să spun ceva de mult vreau, da. Sau o replică asta? Mi-a dat un plic și mi-a zis, te duci la Bițu, Fălticină, nu? Și dai plicul ăsta. Și am zis, cum să-i dau plicul lui Bițu? Am luat plicul, dar nu i l-am dat. Și mi-a dat 4 și zice, băi, ai dat plicul lui Bițu? Nu. Nu, n-am zis că nu, am zis că da. Păi zice, mă, ți-a dat 4? Nu știu, mă. Băi, l-ai dat sau nu l-ai dat? Zic că te calc în picioare, mi-a zis, mirab. Nu, mă, nu l-am dat. Tu, boule, care ești? Așa trebuie. Ce ți-am zis eu? M-a certat, m-a făcut. Dar vreau să spun că Mirabela a avut un rol foarte important în existența mea și pentru asta o iubesc și o respect toată viața mea, da. Și spun la toată lumea și uite, fac afirmația și public și nu e pentru prima dată, am făcut-o și altă dată. Da, da, e, vezi,
Există oameni care încă mai fac gesturi. Care încă mai făceau gesturi. Care încă mai făceau gesturi. Acum astea au devenit din ce în ce mai rare, pentru că fiecare se luptă pentru felia lui, pentru viața lui, pentru lucrurile lui și să spun ceva. Mirabela, te iubesc. Hai, zic cu Dan. E, cu Dan. Cu Dan avem foarte multe, Dumnezeu să-l odihnească, o mare voce și să spun ceva. Fratele meu, în momentul când apărea pe scenă, nu trebuia să cânte că începea publicul să plângă. În sală, în America, era dezastru. Zic. Făcea bis, tris. Da. Noi intram după noi el. O nenorocire, simt, după Dan Spătarul, mai bine te împușcai. Și avea o tactică, nu știu dacă era tactică, dar cu ce crezi că, cu ce melodie crezi că închidea recitalul? Avea o grămadă de melodii. Fanfara militară, chitara mea, închidea cu Vin la noi, Megidia. Da, hai la noi la Megidia. Închidea cu, să știi, măicuța mea. Aoleu. Mâncați-aș gura. Și începea un plâns în sală. Da, da, veneau apele și voi din ultimul cutare, ăștia care stăteau în Vitură. Primul rând, cum mi se spune, să stau cu piciorile sus, să nu se ude la pantofi. Îți dai intră seama, și după comedie. Aia, intră și fă comedie. Bă, când l-au văzut, zici, bă, Cornele, nu pot să cred asta. Și fii atent la mine. A cântat, s-a plecat, a ieșit și n-a mai intrat. Și ea plângeau în sală și aplaudau. Băi, făcea, intrați, unde mă să intri? Pe mama mea, pe unde să intri? Pe lacrimile... Pe mama lui Dan Spătaru. Da. Ce faci, mă, cum faci? Băi, ești nebun acasă. Și am intrat și noi și am zis, bă, fii atent, intrăm și noi plângând. Și am intrat, mă, doi... Și când ne-a spus să-i spui lui Băta că am iubit-o. Ce spui lui Băta că am iubit-o, te iubesc, ce mai faci cu tare? Și ei au început să dea din plâns în râs. Și am intrat, pentru că altfel dacă intrai și așteptai până când se termina jalea aia, era nenorocire. Dar un succes fenomenal, succes, my friend. Ce ne arăți acum? Asta trebuie să o cântăm toți trei. Hai, mă, nu. Am împărțit cine ce. Tu faci triplu salt, Cornel face dublu tuțuluc. Nu vrei flic-flac? Bine, perfect. El a mai făcut odată și am mai făcut. L-am internat două luni, da. A mai vrut să facă ca Nadia Comăneci. Păi pe mine mai pus de două ore, ce am unde să... Păi de-aia, mă, pentru că tu ești. Păi zici o ciume. Eu intru când vreau eu, ia zi. Știi că această piesă o cânt în permanență. Vorbesc și de Gigi Dinică, vorbesc și de Nelu Ploieșteanu și vorbesc de toată lumea. Chiar dacă în sală sunt absolut convins că sunt oameni care... Tineri, o știi care... pe aia cu Nelu Ploieșteanu la Șarpele Roșu. Care... Fenomenal! Două noaptea, vin 20 de inși, nu era nimeni, s-a umplut sala. Ploieșteanu, ce gata, dă-i drumul. Mutare, ce prea. Să uită ăla la note. Stai așa două minute. Repetă. Și la un moment dat să ridică ăia. Profesioniștii repetă întotdeauna. Înțelegi? Să ridică ăia și pleacă. Cum, mă? Au stat puțin, cred că s-au uitat la prețuri că erau scumpe. Au închis alea și au plecat toți 20. Bravo. Și Neanelu se uită la țambalist. Nicule, da. Uită-te la ăștia cum pleacă cu banii noștri acasă. Fenomenal. Hai, pune-ți aia, ia, auzi mai bine acolo. Stai să termine slănina, că o băgă. Hai, da, uite de acolo. Zi-mă ce. Cântăm o strofă și o strofă, nu așa. Mă, spun eu că e bine. Că sunt trei voi. Lasă-mă, sunt... Păi da, mă, dar... Păi da, o repetăm așa. Când două versuri și două. Uite, dă Romic aici. Păi nu e o strofă, eu o strofă, el. Ia. Nu vreau să cânt atât de mult. Păi atunci nu mai cânta. Și-a cânt prost. Da. Iar te dai cântăreț, mai du-te. Cântăreții din Bremen, chiar aici, Cornel și Romica. Începem. Hai, mă, cântă. Cornel, încep tu, dragă. Cântă tu, Tom Jones. Mai, mai, mai. Cânt eu cu smiley mai puțin. Hai să râzi, dar am văzut la Academie la Brâncești că învață pe copii la valsul lui smiley la cei.
cânta un copil ăla. Vals, vals, vals. Ăla nu e melodie, e vals. Corect, ce cântă? Cântă vals sau fals? E vals. Aoleu! Hai că trebuie să fii pregătit pentru... Că nu se înțelege, da. Hai mă, cântă-n cărciumă la... Gata, hai bine. La cărciuma din cartier. Te băgai direct în femeie. Unde se cântă și se bea. Bravo. Vreau astăzi seară să petrec. Să petrec. Cu prietenii din viața mea. Așa, așa, așa. Am mai făcut câte o beție. Oh, baby. Și? Am mai iubit niște femei. Iubesc femeia. Și m-am vândut la galerie pentru un bilet de câțiva lei. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film cu nașcabur. Era cu capai. Mătrător de prate stele și cu surgiu fără cusur. Iar când adorm spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș putut. Puteam mai sus, nu mergem mai sus. Mai sus. Dă-ne cu un ton mai sus sau... Și modulează, hai. Da. Sigur e în tonalitatea maestre. O să strig după tine țeavă. Ce mai face țeavă? Bine, da. Am fost și prinț și cerșetor, un trădător, un om cinstit, numai cu viața de actor. E Horia Brânciu acolo. Eu niciodată n-am glumit. Nu m-am uitat, da. Domnic. Am mai și râs de o nerozie. Stați în ton, vă rog. Am fost bogat, am fost falit. Și în toată lumii nebunie, eu pe voi doi, eu v-am iubit. Am auzit. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un film curaș capul, măturător de prave stele și cu surgiu fără cusur. Iar când ador spre dimineață, îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat. 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 Cât aș fi vrut. Ce-i asta? Trio Grigoriu. Mona Lisa, Mona. Auzi, dam o replică la vagabondul vieții mele. Ia zi. Am făcut un cântec care se numește Sunt vagabond prin viața mea. Ai auzit piesa aia? Da. Dar nu, nu. Eu vreau să spun că toate piesele pe care le-ai creat... Numai puțin. Vreau să spun gogoșile au străbătut și Crăciunul. Nu, 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 sunt proaspete. Să-mi aducă și mie o pânză de bonfire. Să dau de gem. Că dacă nu gem lângă ele. Puțin. Deci ai observat când vorbesc despre piesa mea, el vorbește despre... Iartă-mă, n-am, mă! Păi nu făcuse-i pauză! M-ai înțeles? Bă, ești nebun! E fructific orice pauză faci tu! Făcuse-i pauză! Da. Făcuse-i o pauză! Să spun unde rămăsese-i! Ai zis... Asta a fost... N-a fost rea asta! Asta n-a fost rea! Horia, n-am pretenții! Să crești în spatele gării de la Creva. O, Doamne! Să încercăm totuși cu o pânză de bonfire, că nu merge. Dar e un cuțit mai bun? O, Doamne! Ăsta să le dai la ăia care vor să... Am noroc cu YouTube-ul, că fanii pot să-mi trimită mesaje fără să-i bureze toci. Vreau să spun că... Te bruiești, dragul meu, Romica, da. Tu nu ai
ce are Cornel. Normal. Hai să spun și ce, și ce are Cornel și n-ai tu. Mm. Are motocicletă. Pe dracu. Dacă am motocicletă, ce? Înseamnă că am studii superioare. Îți spui și mie ce a fost în capul tău de ți-ai luat motocicletă? Cred. Ce? Asta a fost tare. Adică, și de câte ori te-ai dat cu motocicleta? Mereu. Da, dar motocicletă e un... Ce motocicletă e? E o de-asta... O Yamaha. Cât prinde? Nu, e Honda, Valkyrie. Honda? Ai tu ai Honda? Și... Honda Valkyrie. Și te-ai... spui cască, spui toate am cele. Am cască. Dar, dar nu e o motocicletă, e un trike. O ce? E un trike, cu un motor cu trei roți. Are două în spate, una în față, e da la mare. Motor de 1500. Sincer. Și acum sincer. Uite, Van Halen. Van Halen. Uite, oprim acum. S-a întors vreodată vreo domnișoară de pe stradă cu privirea la... Nu, că merge repede, n-apucă. Da. Să uite, a trecut de dracu. Nu, nu s-a întors cu privirea. A vreau și eu. Dar să spun ceva. Băi, tu știi... De că... acum mergi încet cu ea. Da, bă, omul care se urcă pe asemenea motocicletă trebuie să știe de astea, de rock. Tu ai făcut în ultima perioadă numai chestii nostalgice. Știi de unde am luat-o? Din America, m-a dus-o de la Miami. Nu cred așa. Bă, da. Jur pe viață. Păi ce este în țară motor de ăsta noi? Hai, mă, bă, mă las. Mă leș? Romică, dragă? Am dat 20.000 de dolari. Bă. Du-te, mă, de aici, ești. Da, mă, da. Băi, să, băi. Bă, ca să știe lumea că are bani. Cu ce-ai venit în coace? Cu eu n-am avut bani ăștia în perioada aia. Păi nu, mă, că i-a venit de acolo în coace. Cu vaporul. Mi-a adus. Nu, mă, nu aici, la, la Academie, la podcast. Cune? Păi trebuia să mă iau și o varsă în curcă murată, știi? Da, da. Pe frigul ăsta. Da. Deci când te vedem pe motocicletă? Cum? În vară? În vară? Da. Bine, perfect. Ai perioadele lui când iese. Dincolo de chestia asta... Doamne, și ATV-uri, dacă te interesa. Nu pot să cred. Da. Ai acasă ATV-uri? Nu, acasă am la cabană, la munte. Câte ATV-uri ai? Două am. Da, mă, frumoase. Păi, omul ăsta îmi dă lecții, mă. Iubire, nu vrei ATV-uri? Mergem la Cornel și ne dă pe ATV-uri. Păi hai. Păi da. Mă bucur pentru tăcerea ta. Înseamnă mult pentru mine. 100 de euro ora. Deci vreau să spun... Stai ochii, tante. Eu pe Alice am citit-o înaintea ta. La ce? Te gândești la prostie. Hai, nu, simtim. Nu, nu, mă. Păi nu, mă, de nu. Ce sublinez înainte de a se gândi? Păi nu că s-a uitat la mine. Stai, mă, puțin. Pauză, stai, mă, puțin. Am făcut... Ți-a fost frică că noia? Nu, mă, nu. Stai, mă, băi, stai, băi. Stai, ai citit-o ca și caracter? Nu, am citit-o ca și caracter, bineînțeles. Fată excepțională, foarte bine educată și e o mare plăcere să lucrez cu ea, pentru că e veselă, e senină, e deschisă, n-are de-astea, da, mă, n-are avioane în cap, da, n-are. Asta înseamnă înțelegi? Gașca. Oamenii... Numai că ea ne-a abandonat între timp și aici e problema. Crezi că v-am venit și rândul meu? Păi nu, nu m-a abandonat pentru tine, da. Nu mai apuci. Crezi că mă abandonează și pe mine? Zi-mi, sincer, că tu ai citit-o. Nu încerca să nu fii fericit. Să nu să nu încerca să fii fericit, că n-apuci. Da, dar vezi tu că... Nu te băga cu picioarele în fericire, te rog frumos. Put your feet in the happiness. E, treaba ta, mă rog. Ia de aici. Dincolo de chestia asta vreau să spun că al nostru... Romică, da. Noi Albos. Suntem toți taci la masă, dar el este și bunic. Bine, îl ajută și fața. Da. Are femeia față de bunic. Are... Mama și Ferez, nu trebuia să fii bunic. Știi ce mă deranjează? Că își vopsește mustața și părul. Are trei floace de păr în cap, de ce și le vopsește? Da, mă, dar așa el e sexy. Păi nu e, dar bunicul e bunic. Trebuie să aibă părul alb. Da, dar el are responsabilitate. Mie, copii, în primul rând, nu zic bunicul sau tataie. Le-am zis când... Înțelegi? Îmi zice asta taie sau bunicul când vine și Cornel pe la noi în vizită. Deci copiii învață greșit, înțeleg? Le bulește educația la ei micii, că ei nu știu cum arată un bunic. Pentru că ele... E foarte bine, jucăm la surpriză. Nu, no, nu, no, nu, no, se impune un rid. Da. Eu, dă-i... la modul în care voi sunteți acum... 9-8-a, dacă știi. 9-8-a, eu când ăla cu la vioară. 9-8-a, deci... nu cred că știi. Nu, no, nu, no, nu. No. Zice așa. A opta dintre a noua? Dintre a zecea.
O melodie pe care eu n-am ce numai să fac. Numai armenii cântă noua opta. A venit momentul. Îți mulțumesc frumos pentru gogoașe. Bună? A fost o plăcere. Brânza iute? Aproape. Sără? Nu, că era cu gem. Era cu gem. Deci, așa. Foarte bună. Cred că dacă mai stătea o săptămână, nu mai lua. Bine că m-ai prins pe mine. Deci, s-a stricat. În momentul de față, aș vrea să cântăm una dintre cele mai tari melodii lansată la Revelionul din 1999. Deci această piesă este... 99? Da. Este... Acum eu, da? Dați-mi voie să o postez pe Facebook-ul meu, desprinzând-o din acest podcast, pentru că această bucată muzicală este, dincolo de toate, muzicală, ești nebună și... Da, și zâmbitoare. Nu există versurile, le-am scos unul la unul. V-am ascultat? Constantine, Constantin. Extraordinar. Atenție, nu există versurile pe internet. Eu le-am scos din gurile voastre. A, 99, aia cu... Ca cine? Gata, știu. Ca cine? Cu cine? Știu. Ce? Ce? Ce știi? Că cu cine? Aia cu Vioara care o făcea cu îi zice? Cornel. Cum îi zice? Mariana vrea banana. Ia-la! Da, text este o compilație împreună, noi doi și cu domnul Saba. Mândra mea frumoasă m-a vrăjit, tot ce vrea la masă i-am servit. I-am dat și iahnie și-o stropel, vrea pe farfurie doar un fel. Îmi face figuri, așa e ea, nu și-ar pune gura pe altceva, ci că e mai dulce de nespus și ca să se culce i-am adus. Banana, banana, asta vrea Mariana, banana, banana, visează Mariana. Nu-i place friptura, nu-i place tocana, banana, banana, asta vrea Mariana. Ochii dragi mele că-i sărut, e nepăsătoare refuza, vrea cu disperare altceva. Fata nu îmi cere măritiș, numai o plăcere vrea morțiș. Sunt atâtea fructe, eu susțin, ea vrea să se înfructe numai mic. Banana, banana, asta vrea Mariana, banana, banana, visează Mariana. Nu-i place mântura, nu-i place tocana, banana, banana, asta vrea Mariana. Primărie candidați, a frutărie să-i votați, cum stau cu gunoiul la habar, unde-i măturoiul, domn primar? Suntem, cred, ca prost, nu dau greș, care o fi prost, tu că-ți alegi. Gândul mi se duce foarte rar, că e mult mai dulce ca primar. Banana, banana, asta vrea Mariana, banana, banana, visează Mariana. Banana, banana, asta vrea Mariana, nu vreau friptură, asta vrea Mariana. Banana, banana, asta vrea Mariana, banana, banana, visează Mariana. Nu-i place friptura, nu-i place tocana, banana, banana, asta vrea Mariana. Da, dar e turnela, e mișto. Textul, nu-i. Ăsta-i l-ai textul. Scos greșit, nu, nu. Da, nu. Zi-mi unde am greșit. Mulți la primărie candidați au vrut cu tărie să-i votați. Așa. Așa. Da. Cum stau cu gunoiul, n-au habar unde-i măturoiul, domn primar. Așa e, mă. Ai dreptate, nu, nu, așa păi e, nu e. Dreptate. Suntem, cred, ca prostul, nu dau greșit. Nu e aici. Suntem, cred, ca proștii, nu dau greșit. Nu. Răvătă ca să aleși. Mă rog.
În orice caz. În orice caz. Vreau să spun ceva, că aia a fost... Ai scos-o de la naftalina asta, bă. Bă, așa piesă, arugă. Așa zic. Piesă ca asta... Ce piesă, mă, am. Foarte tare. Bă, știi ce e greu în momentul de față? Să te uiți ceva, să te simți bine, să râzi. Da, mă, da, da, era comică. Păi cu aia am rupt piesa. Cu asta, cu banana, banana, mi-am nenorocit. Ultima dată când ați cântat-o. Oh. 1999. Ultima dată un cuplet. Când ați cântat piesa asta ultima dată? Nu am mai cântat-o de mult. Cântat-o, de atunci. Nu am mai, avem multe cuplete pe care le-am cântat. Propun... Da, imnul. Să băgăm în repertoriu banana, banana, asta vrea Mariana. Foarte tare. Deci așa piesă. Am luat-o, o cântau niște lăutari de la Turnul Severin. Și ne-a plăcut foarte mult și de acolo am luat-o. Cum ne-a plăcut și aia, Constantine, Constantine, făcută pe varianta aia. Da. Ai văzut? Revelionul din... Nu! Constantine, ce frumoasă. Ce? Deci intră Revelion, niște... Revelion, Romica și Cornelia, da. Intră. Lăutarii care cântau într-un tramvai. Într-un tramvai. Și am luat formula aia, înțelegi? Și am luat formula aia care e fenomenală. Am să vezi varianta. Revelion. Tom 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 tom. Tu ce parcă vine, vezi că asta nu-i de tine. Are alt tarif vecine. Constantine, Constantine. Că se mișcă foarte bine. Și ascultă. Se mișcă bine, 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 bine. Se mișcă bine, 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 ca în Tenerife. Se mișcă bine, 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 bine de tot. Să mor dacă eu mai pot. Prr-țac, pac, se mișcă bine. Prr-țac, pac, se mișcă bine. Prr-țac, pac, ca în Belize. Mă duc să fac analize. Ăștia fac mișto de tine. La 80 de ani mai bine să dea dragostea în tine. Iar ar vrea, dar nu-i cu cine. Constantine, Constantine, zic să le fie rușine. Să mișcă bine, 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 bine. Să mișcă bine, 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 ca în Tenerife. Să mișcă bine, 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 bine de tot. Să mor dacă eu mai pot. Trr-tac, pac, să mișcă bine. Trr-tac, pac, ca în Belize. Trr-tac, pac, ca în Belize. Mă duc să-mi fac analize. Auzi, da, da, hai mai facem încă una acum. Ce? Cu asta, pe piesele lui Kindriș, cu care ai fost în la Te cunosc de undeva. Păi ce n-avem pe piesa lui Kindriș? Avem, dar e puțin, a fost, sunt foarte multe cuvinte. Tată, când am o zi grea, ăla e. Da, știu, știu, dar ai dreptate, am încercat să facem, dar sunt foarte multe cuvinte pe care trebuie să le spui rapid, rapid. Iar, cu dicție. Iar cupletul. Iar cupletul, dacă nu este înțeles și omul n-a înțeles din prima mesajul și cuvintele pe care le spui... Păi, asta l-am înțeles, mă. Dar noi nu l-am făcut pe ăsta, tată, niciodată. Nu, 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 nu. Voi n-ați mai făcut un an și ceva. Iar am o zi grea. Iar am o zi dură. A, nu e asta, pe nu e Kindriș asta. Nu e Kindriș asta. A, ia-l-o, ia-l-o, da. A, mă, păi vezi, da. Iar am o zi grea, o știi? Care e? Iar am o zi grea. Iar am o zi grea. Iar am o zi dură. N-am avut să dau banii la factură. A venit curentul și îmi vine să mă dau prin... Oh, 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 oh. Am prins 2 ani de pandemie. M-am operat și de hernie. Și când ziceam că o dai bine, veniră rușii peste mine. 7 din 7 muncesc mai de bine. Noaptea nevasta trage de mine. Soacră mea strigă de dimineață. Scoală rofile, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul, dublu la factură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamul la o. Cumpiră ăștia și dolarul. O să-mi vând casa și măgarul.
ticatul, splina și o mână. Se pot plăti și peste o lună. Șapte din șapte muncesc, vai de mine. Noaptea nevasta trage de mine. Soacră mea strigă pe dimineață, scoală robică, du-te la piață. Iar am o zi grea, iar am o zi dură. A venit și gazul, dublu la factură. Îmi vine să plâng și să le iau tot neamul la rog. Deci, mai pune un șpreșit așa. Da, fii atent. Dacă ți s-ar mai propune, Cornel, să te duci din nou la Sunt Celebru, scoate-mă de aici, mai duce? Nu. Ce? Deci vreau să spun că mai multă lume am auzit, băi, am plâns atunci când tu ai ieșit de acolo luându-i locul lui Chiriță, lui Gianni Chiriță. Cum, nu, dându-i locul. Dându-i, Gianni, da, lându-i locul de plecare. Da, da, da. Dându-i locul, adică ai plecat în locul lui Gianni. Da, că Gianni trebuia să plece. Ai făcut asta din prietenie sau pentru faptul că te-ai săturat să nu mai să mănânci aceleași urâte exact gângăni în fiecare zi? Exact. Da, te întreb acum, ai fost, cred că, cel mai în etate concurent al tuturor concursurilor de genul ăsta. Tuturor timpului. Marcel a păcălit. Ia zi, Marcel, faci și tu acolo, parc, da, parc. Da, păcălit, Marcel a păcălit, este că... Bine, pe mai mulți, dar... nu, ideea e că eu când am fost acolo, am zis, băi, eu cred că se ascunde, dincolo de păcăleală, se ascunde o dorință, bă, vreau să mă descoper. Nu știu, care a fost motivația cred pentru care a fost asta, acolo? Cred că au fost mai multe, nu știu, nu vreau să vorbesc în numele lui. Dar vorbești. Da, îmi cer scuze. Pentru că mă gândesc acum la, dacă tu ai deschis chestia asta cu ambiția ta, tu ai dat, dacă e să mă gândesc așa, idei la mai multă lume care n-ar fi intrat niciodată în asemenea concursuri. Și acum te întreb, oare în viitor vor urma și alte tentații de genul ăsta? Hai să spun un lucru. Zi. Certe că m-aș fi dus până departe. Dar pentru că deci nu m-a speriat condițiile, nu... Rahat, nimic. A fost mai greu, o țelărie. Ai trecut primul, tu prin multe. Calitatea umană. Da. Ai înțeles? Și în momentul când murdăria a început să fie evident, am zis că n-are rost. Pentru că nu era în avantajul meu sub nicio formă. Și am stat atât cât a trebuit ca să nu mă înjure oameni, spune, bă, tata, du-te dracu acasă. A, nu zicea nimeni așa ceva. Bă, nu știu. Ei, nu, au zis. Ei, bă, te treabă, căcat, cine... După ce am plecat de acolo, am venit pe un val de simpatie extraordinar. Asta, da. Extraordinar. Înțelegi? Și eu am dat... Era vizibil că i-am dat locul lui Gianni că da, vreau corect, să plec. Da, da, da. Că vreau să plec. Am înțeles. Da, dar Gianni i-a mulțumit. A fost o răsturnare, o surpriză, știi? Nu se aștepta nimeni. Nu se fac gesturi de genul oameni, ăsta, știi? De obicei, da. Oameni de calitate au fost, dar au fost și puțini, știi? Adică am avut mai mult prieteni în partea cealaltă decât în partea asta-laltă, știi? Prietenii. Eu am rămas bușbe, spre exemplu, când am plecat, Mara știa că plec, i-am spus că plec, asta este, am văzut-o plângând și m-a... Dar multă lume... M-a rămas prost, da, da, da. Plânge Mara că plec eu, extraordinar, de ce chiar... Am e rămas... bine, dar avusese cu ea niște discuții. Am avut, sigur că am avut. Da. Cu Gianni m-am înțeles foarte bine. Gianni e băiat, mă. Cu Gianni, da, Gianni e un tip mișto. Ăla e băiat, dar am văzut invidii. Băi, nu se poate așa ceva. Ba da, ba da. Nu se poate, băi, invidii pe nimic, știi? Ba nu e pe nimic. Pe nimic. Ba da, e. Cornele, n-ai înțeles. E pe nimic. Nu vreau să mă cer cu tine. Mă lasă-mă în pace. Pe ce concurs? Pe concurs.
E un concurs. E normal. Dar problema este, fii atent aici ce zic. Da, acolo, într-un concurs, dacă pe, eu ce mă mai interesat pe dacă eu alerg, păi dacă eu alerg, e concurs, păi dacă da, uite, în concursul ăla trebuie să ți iau gâtul ție, dacă înseamnă eu, că e un păi concurs. Da, da, te dă afară ca să scape de tine. Mă doare în fund, asta păi, e problema. Eu vreau să rămân om, asta e cel mai important. Asta e cel mai important pentru că concursul trece. Nu rămâne, trebuie să fiu neamprost că așa e concursul. Tu ai rămas om, dar oamenii acolo au avut lupte. Dar eu n-am treabă cu ei, băi, frate, mă. Umilit, mă, dar, nu e nicio motivație. Că eu ți-am menționat aici câteva emisiuni de televiziune. Că unele s-au uitat. Peste 10 ani... Nu, vorbește pe limba cui... Nu, dar nu vorbesc pe limba cui. E un concurs acolo. Ei să te dezumanizezi pentru că ai plecat cu un păi gând. De ce să mă i-ai spus lui nevastă păi ta, de să mă mamă, dacă câștigam banii aia, am pus-o. Dar de ce să mă dezumanizez? Nu, tu nu. Tu n-ai putut să faci lucrul ăsta și ai plecat acasă. N-ai înțeles concursul. Cum n-am înțeles? Ba, l-am înțeles. Pentru că ei... Dar nu poți să stai în... Gogule, ca să înțelegi un concurs. Stai, bă, ce dracu. Tu nu. A, stai cu... Stai în capul până... cu capul în veceu și spui mamă, ce concurs da, am făcut. Da, avut încotro, că așa e. Ai miza. Să te dai afară, să ai boală pe ăla, să bași fitile. Miza nu e o problemă, numai că partenerii cu care el a intrat în concurs, da, mă, tu ai unii dintre ei și-au arătat altă față pe care... Așa este păi în concursuri de gen. Nu, așa sunt ei. Așa sunt ei. Nu în concurs. Unii dintre ei așa sunt. Așa sunt în viață. Și acum am ajuns la o motivație foarte importantă. Întrebarea mea este următoarea. În afară de data de astăzi, v-ați mai certat vreodată în peste 30 de ani? Nu, dar noi nu ne certăm. Noi nu ne certăm. E normal să spun ceva. Eu îl cunosc foarte bine pe Cornel. Și e un om extraordinar. Numai că el nu a înțeles că... Bogule, acolo... nu mai vorbi așa că nu am înțeles. Băi, l-a înțeles, mă. Cum n-am înțeles? L-a înțeles perfect. El știe miza. Ce-mi spui numai tu că n-am înțeles? Făcut un plan oamenii aia au plecat cu ideea în cap de a câștiga. Prin orice modalitate. Modalitate. Așa. Ia-se-mă puțin. De a-l da afară pe Cornel, dacă îi spune, bă, hai ce facem? Să dai tu mie în cap, tu îmi dai în cap, că așa e concursul. Păi normal. Da? Păi e normal că așa e. Nu știu, mă, cu cine stau la masă. Nu, eu nu stau în cap. Păi cum nu, dacă tu spui așa normal? Tu n-auzi, uite, de exemplu, sunt și alte emisiuni care sunt ăla, America, deci asta Asia, e problemă, că sunt niște emisiuni. N-are nimic cu tine și te nominalizează ca să pleci acasă. Fiind aici. Și te întreb, dar de ce mă cu mine? Cornel, ce ai cu mine să pleci? Dar eu nu m-am întrebat lucrul ăsta, eu am plecat acasă. Eu am spus care este condiția umană, despre asta am vorbit. Eu mică mare, trebuie să mă înțeleg ce spun. Eu te înțeleg să spun, numai că acolo nu există condiție umană. Sunt condiții inumane. Asta am spus și eu. Tu mă contrazici pe mine spunând ce spun și eu. Nu există condiție umană. Sigur. Păi, deci asta e prima ceartă în peste 30 de ani? Da. Da. Ne-am mai certat de vreo... Ne-am mai certat de vreo 200 de ori. De vreo 200 de ori, dar nu contează. Dar nu ne-am certat. Stai. Care a fost cel mai... Acum o întrebare delicată. Chiar cea mai delicată întrebare de astăzi. V-aș certa vreodată pe bani sau pe femei? Nu, ești nebun. Ce, pe bani? Dacă ne certa pe bani, nu mai eram împreună. Atunci pe femei? Nu. Nu, nici pe femei. Pe ce? Pe bărbați? Păi pe ce? Pe bărbați, da. Deci aici, în sfârșit, dosarele s-au desecretizat. Da. Am dat-o pe față. Da. Ok. Cu ei dat-o pe față. Da, da, pe față dosarele. Era melodia aia. Cu ce m-am ales în viață? Cu băieții cu mustață. Nu e adevărat așa ceva. Da. Cum era, mă? Băi, cum e? Cu ce m-am ales în viață? Cu ce m-am ales în viață? Ce-am băut, ce-am mâncat și pe cine am strâns în brațe? Oamenii mei de fiecare dată... Noi nu cântăm de obicei melodii de genul ăsta. Suntem noi aici, de asta cântăm. Mă așteptam să se cânte altceva. Venisem pregătit cu Sinatra. Ei cântă numai ca modopere. Sinatra, Dean Martin, Aurelian Andreescu. Da. Ne-au prins aici. Care eu curioasă. Să fiu... De-a, nu știu versurile de asta. Dar de unde știi melodia asta? Îmi place. De la Loto. Merit. Stai că spun acum. Îți dau eu. A câștigat la Merit eu să fiu. Merit eu să câștig. Da, așa, ca să-ți dau eu de unde merit eu că... Merit eu să mai mănânc. Ia stai. Doar pentru tine. Merit eu
să fiu iubit. Tocmai de tine, eu care am mai greșit, voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu te mint nici când. Merit eu tot ce-mi dai tu, tot ce-i mai frumos. Un cuvânt frumos, tot ce-i mai frumos. Vezi că ai sărit un vers. Tot ce-i mai frumos merit eu sau nu? Băi, omule, când te apuci de muzică, n-ai, lasă prostiile. Niciodată, e de prostii, sunt sătur, ascultă-mă bine, mă, băiatule. Și cu ritm, hai, tu. A, ritmul, stai că ți-l dau eu. Boston Vals. Da, așa de. Merit eu să fiu iubit, tocmai de tine, eu care am mai greșit. Voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu mă uit nici când. Merit eu tot ce dai tu, cu cuvânt duios, tot ce mai frumos merit eu sau tu, Coda. Tot ce-i mai frumos merit eu sau tu? Bravo! Mie-mi place melodia asta. Ai zis, ce propuneai acolo? Eu propuneam aici... Să mai pun niște vin. Da, ce scuze? Eu propuneam aici o chestie pe care... Voi știți când s-a născut Gică Petrescu? În ce an? Da. În ce an? Ăsta, ăsta, cum se spune, cuza... 1642. Da, ăsta, momentul când Decebal... Pe aproape. Cum s-a născut? În anul în care s-a născut Sinatra. Foarte tare. 1915. Știi că e mai celebru Petrescu decât Sinatra? La noi. La noi, da. La noi, da. Da, e foarte adevărat. Asta mi se întâmplă și mie. Numai că vreau să spun un singur lucru. Am făcut, tocmai pentru că nu vreau să uit melodiile lui, am făcut un spectacol alături de copiii mei. Ah, ce-mi place sunetul ăsta. Wow! Iar spectacolul ăsta... Sună mai tare ca un orgasm. A conținut această melodie. Hai că trebuie să o știți. Ia deci. Suflet candriu de papugiu, cine să-l înțeleagă? Râde plângând. Ce voce frumoasă. Plânge cântând. Oh, yeah. Viața o ia șagă. Greu la peste mare, norocul e sărac lipit. Dar mereu bătular focul e îndrăgostit. Suflet candriu de papugiu, cine să-l copii! La mulți ani! Bine ați venit la nebunie! La mulți ani! La mulți ani!
sărac lipit. Uap, uap, dar mereu bătut la focul. E între gostii suflet ca triu de babuciu. Cine? Cine? Băiatul, dar a cântat numai șlagăre. Deci toate melodiile lui Gică Petrescu sunt șlagăre. Toate se cântă și acum peste tot. Peste tot. Toată lumea are în repertoriu cel puțin 5, 6, 7 melodii made in Gică Petrescu. Exact cum erau astea cu My Way, cu I've Got You Under My Skin, cu standarde, astea sunt standardele. Explica cineva la un moment dat, dom'le, ce înseamnă standardul? Standardul e când o melodie a trecut testul timpului și pentru tine un standard. Dar nu un standard de calitate a unei melodii, a unei compoziții. Îți dai seama, Cornel, ți-a spus mai devreme că a trăit lângă trupele vremii din, da, din Piatra Neamț, cânta cu ei, era cu ei. Așa eram eu. De exemplu, fii atent să spun ceva. Când aveam niște bani sâmbătă sau duminica, niște bani, asta însemna să am cel puțin 50 de lei sau 75 de lei, pentru că era friptura 25 și 45 de lei era sticla de vin. Înțelegi? Dacă tu bei o sticlă de vin? De care? Ce bei tu la 45 de lei? 50 de lei era sticla de vin. Da, mă, dar era... Era 50 de lei. În 80, mă. Și nu în 80, mă. În 70. 80 și eu vorbesc 80, 81, 82, 80, acolo. Terasa de vară al restaurantului Minerva din Craiova, era o minune. Cine crezi că cânta acolo? Cotabiță. În 80. În 80. Da, Cotabiță. Cu Redi Vivus. Da. Redi Vivus, bravo. Da. Așa, în partea aia cântau ăia la cina, cum îl cheamă ăla, grasul? Cristi Piculeață. Cristi Piculeață și la tope, cum îl cheamă, fratele nostru? Ăla. Cu pălăria de cowboy. Cu pălăria de cowboy. Zi, mă. Pau Negoiță. Bravo, mă. Meseria și Craiova. Și Ciri? Și Ciri Maier, care era... Ăla era... Brusc, acum știu toată istoria Craiovei, dacă mă întrebați. Nu, nu, Mihai Viteazul, da, nu, da, contează. Ăștia conduceau nunțile Craiovei. Am dreptate? Ăștia erau. Da. Erau Jesus acolo. Fii atent. Și toată lumea, toate gacicile își doreau o seară să te duci la Minerva să... Și mă uitam printre... Ălea pe acolo și tu fiind singur la masă. Eu fiind, nu singur, nici n-apucam să intru. Că dacă n-aveam bani, trebuie să agăs pe unul să, punem, te lipești undeva, să te lipești undeva. Să găsești, să găsești pe cineva care să te lipești, să ai beșe la bani. Un fel de sponsor, un fel de giro. Nu mă de sponsor. Să te cuplezi cu el la vin. Am înțeles. Înțelegi? Dacă tu aveai numai 30 de lei de acasă, n-aveai cum să bei vin și corect, să aia. Mai trebuia unul cu 30 de lei. Înțelegi? Și găseai în fiecare... Și găseam cu tare pe aia. Mai au gacică. Nu luai de afară și... Nu... Mai puneam, mai veneam. Și, te așezai la masă? Și te așezai la masă, mamă. Și începea să cânte cu Tabiță. Fratele, ce cânta pe vremea aia? Cover-uri. Asta înainte, da, să... Cover. Atunci, în perioada asta, după perioada asta, s-a după perioada cu holograf. Asta, da, da, a venit la București. Se cântau cover-uri foarte mișto, adică... Da. Toată lumea, ca și la ei, în Piatra Neamț, toată lumea cânta cover-uri. Da, la noi era o școală de lăutari periculoasă la Piatra. Dar ce... Asta, Silvia Mitrache? Cum cânta Silvia? Tina Turner. Îmi cer scuze, dar... Da. Trebuie să ridicăm nivelul discuției. Da? Stai mă puțin, lasă-mă, ai răbdare. Tot timpul rămâi vreau la... să ridicăm nivelul discuției. Rămâi la nivelul ăsta de... E clar. De... Știi că eu vreau să ridicăm, da, nivelul, da, discuției. Ce, iartă-mă, știi că sunt țaran. Așa, te iubesc. Fii atent la mine. Și... Te iubesc, și... ca să și... Noi, când sunt țaran, mă iubești. Da. Eu cred că trebuie să ridicăm nivelul discuției. Ia, nu, nu cred. Am luat de la Popotă. La Popotă ofițerilor. Da. Și iarăși, șare de mătase. Gulaș. Te-a omorât. Te-a omorât. Deci am luat gulaș. Am luat gulaș. Spune-mi, de la Loții Ciardaș. De la... Din... Deci eu cred că... Miroase bine, bravo. E de la Loții Ciardaș? Nu e. Bă, dar ce bine miroase. Bineînțeles. Bine. E fenomen. Spune-mi de deci, cum e. Oala cu asta... Saliva, că nu-ți dau. Ia. Ia, spune-mi. Fenomen. De unde l-ai luat? Fenomen. De unde l-am luat? Da. Băi, Cornele, așa încredere ai tu mine?
Păi dacă eu toată noaptea am stat și am făcut gulaș. Tu ești dealer ăsta. Da, autorizat. Eu sunt dealer de gulaș autorizat. Cum sună asta, mă? Dealer de gulaș autorizat. Dar numai de-al dracu, eu numai ozosep știu. Atât. Atât, e bun. Dar nu există așa ceva și mulțumesc. Ozosep. Deci, mie-mi place a mea. Oala asta este făcută din... E foarte mișto. E luată de la Budapesta. Gulașul e făcut în România. Au ști... Știi ce n-are gulașul ăsta? Ia, explică-mi. N-are căldura. Pă bun? Da? E rece. Păi nu puteam să vă frig. Limbile voastre... Mai bine așa. Limbile voastre acum sunt foarte importante pentru mine. Ia. Fenomenal. E foarte bun. E minunat. A fost din cuptor și nu puteam ține mâna pe oală. L-ai scos din cuptor? Asta în ce an a fost? A fost dincolo. Numai că nu ne-am luat discuții. 83. Ne-am luat cu prima ceartă a voastră după 30 de ani. Da. N-a fost. Horia. Ceva. Poți să gândi ce vrei tu. Cu gulașul ăsta mai da pe spate. Oh, da. Da. Bă, da proste. Să fie primit. Cel mai bun gulaș. Bravo. Mai bun? Nu. Ca al meu, nu. Eu, da, știam că o să spună chestia asta. Eu vreau să spun că... În nota 10. Foarte bun. Mulțumesc frumos. Să nu fie de acord cu mine. Despre bune. Pe dracu. Adică eu nu-l fac bun? Tu faci foarte bun. A, bine. Mersi. Și eu ce am zis despre? Ați povestit despre foarte mulți artiști. Și e bucuria mea să-i aducem... Nu, dar am cunoscut și am iubit pe toți. Și vreau să spun ceva. E un lucru extraordinar pentru că într-o carieră de 34 de ani, noi am rămas prieteni cu toată lumea. De obicei, artiștii... Și invers, da, mă. Nu, eu vorbesc de reacțiile lor imediate. De ce crezi că care e secretul? Exact, ai spus un lucru foarte mare. Care să fie secretul? Am fost prietenoși. Noi niciodată nu am stat pe contră și să spun de ce. Da, prietenia, bravo, ai dreptate. Prietenia a făcut parte din meseria noastră, din existența noastră. Pentru că fără prietenie nu se poate aici, în meseria. Să spun ceva. Iar noi, să nu uităm, în afară, foarte mulți au emisiuni tari. Corect. Dar noi am avut emisiuni foarte tari, unde, la un moment dat, ni se cerea părerea. Cine să vină? Ăla. Noi n-am avut niciodată de ăsta cocoșate. A, cine? A, nu! A, nu! A, a. Bă, cine bun? Cine aduce? Cine face? Cine cu tare? Crede-mă, că noi am ridicat mâna pentru prima dată și l-am adus pe Adi Minune și a cântat din toate florile din lume la Teleorobingo Show. Am dreptate sau? A fost nebunie. Și de ce? Că melodia aia lui Adrian se denusa cânta, frate... Cum era melodia asta? Do! Din toate florile din lume, eu doar pe tine te-am ales. Și spun cu iubire în suflet, ce-anume? Că tu mi-ai fost pe interes. Hai că te văd acum, ce dominor cânt. Din toate florile din lume, stai că ai și refren. Eu doar pe tine te iubesc. Și spun cu iubire în suflet, că doar pe tine te iubesc. Mă rog. Eu aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, că te iubesc la disperare și tu-mi faci zilele amare. Eu aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, că te iubesc la disperare și tu-mi faci zilele amare. Și dacă aș ști a doua oară, ca să o iau de la început, îți jur pe bunul Dumnezeu că tot la fel aș fi făcut. Și dacă aș ști a doua oară, ca să o iau de la început, îți jur pe bunul Dumnezeu că tot la fel aș fi făcut. Aș da zile de la mine
faci zilele amare. Aș da zile de la mine să mai fiu o zi cu tine, că te iubesc la disperare și tu faci zilele amare. Să vină fata să debaraseze. Bravo! Lai, 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 la. Ce bună e. Oh, Dumnezeule mare. Deci mi-aduc, da, aminte, deja. Mi-aduc aminte de melodie acum. Mi minor. Pa-pa-pa-pa-pa. De câte ori se lasă seara. A, nu e așa. Poșor, hai răbdare. E de la Gulaș. Deci mie mi-a schimbat tonalitatea Gulașului. Incredibil, incredibil, incredibil. Deci cum poate... De deci ei se întrețin așa, înțelegi? De câte ori se lasă seara. Tot ai, stai acolo, stai minor. Da, da-i pune. De câte ori se lasă seara. Stai mi minor. Mă-ncearcă viața cu un fior. Nu sunt cu voi, nu e. Da, puțin, pune melodia că e la asta. Vrei să spun ceva? Și mie mi-a schimbat tonalitatea Gulașul. Nu știu ce, de la... Oh. Da. Te pup, mă rog. La mulți ani! Mi minor. De câte ori se lasă seara. Mi minor, stai acolo. Mă-ncearcă viața cu un la minor. Nu sunt cu voi și mi-este dor, mi minor. Nimic în viață nu-i ușor. Si șapte, si la nasă, mi minor. Mi-e dor de un chef de o noapte albă. Mi-e dor de voi, amicii mei. De un grătar cu mititei. De fetele noastre din tei. Mi-e dor de toată gașca noastră. Mereu hoina prin viața mea, gonind cărările iubirii. Buche de flori mi-a inima și am în cer o mică stea să-mi lumineze rătăcirea. Sunt vagabond prin viața mea, drumeț la crâșma fericirii. Un lăutar să pună jar și să-mi întoarne în pahar ca pe o travă nemuririi. Fii drăguț, îl lași pe baterii să danseze cu mine. V-ați dus de mult, amicii mei, împrăștiați prin un deșarte. Așa e. Din raiuri tinereții noastre, casele mici în nopți albastre. Și mi-amintesc de ochii ei și la măsuța din terasă. V-aștept acum ca și altă dată. Sunt eu și un lăutar brumat. E noapte și nu v-am uitat. Vă aștept să fiți la noi la masă. Mereu hoina prin viața mea, gonind cărările iubirii. Buche de flori mi-a inima și am în cer o mică stea să-mi lumineze rătăcirea. Sunt vagabond prin viața mea, drumeț la crâșma fericirii. Un lăutar să pune jar și să-mi-l toarne în pahar ca pe o travă nemuririi. Este! Bravo, Cornel! Ce seară! Stai să o mai repetăm. Mai pune un Gulaș odată. Deci fii aici. Deci Cornel are o dramă în voce formidabilă. Este prima dată când o aud, pentru că toate prezențele lui au fost cu un negativ acolo pe care nu l-am simțit ca lumea. Dar acum îți aud pentru prima dată vocea cărnoasă, ca și Gulașul ăsta, puternică. Bine. Iar tu nu știi cum e...
Romica e mai pe Bruce Springsteen. Tu da. Ești pe Tom Jones. Tu ești Tom Jones din imagine. Să nu exagerăm. Da, mă, Jones. Ai din Tom Jones foarte mult. Am din Tom Jones fix. Primul privire. Eu să spun ceva acum. Dar se filmează. Una dintre motivațiile pentru care ne-ai adus aceea. M-am gândit să fim împreună, este această piesă. Este o piesă... Iar ne dai, dă-ne și nouă, să vină fata să debaraseze tu. Lasă-mă, mai lasă că mă am. Să mai stai. Stai, domnișoară. Cum îl cheamă? Cum o cheamă pe domnișoară? Mișu? Da, asta e melodia lui. No, ce? No, Cornelu știe perfect. Eu nu știu. Unde nu știu, nu mă bag. Eu așa sunt, să știi. Așa m-am menținut toată viața. Niciodată n-am făcut ce nu știu. Poți să nu, nu știu. Ba-ba-da. Cornel e meseriaș de asta. Ba-ba-da-da-da. Ba-da-da. Du, te rog, mamă. Dă-i efectul de, de briză. Noaptea m-a prins iar beat de același jar. Și dacă vreau să prind o stea cu inima mea, ce dacă ca un lăutat vântul hoină îmi murmură de dor. Și îmi beau și eu paharul meu de fericire. Simt că noaptea e în balans și o invit la dans. Ce dacă râd un trecător că încerc să zbor. Ce dacă doar un singur gând m-a îmbătat. Ce bine ar fi, ce bine ar fi, lumea ar fi a mea. Doamne, ce n-aș da dacă m-ai iubi. La mulți ani, Cornelă. La mulți ani, Holi. Simt că noaptea e în balans și-o invit la dans. Ce dacă râd un trecător că încerc să zbor. Ce dacă doar un singur gând m-a îmbătat. Ce bine ar fi, ce bine ar fi, lumea ar fi a mea. Doamne, ce n-aș da dacă m-ai iubi. La mulți ani. Și piesa de rezistență. La mulți ani, drăguțule. O frunză în calea ta. A Leaf in Your Path. Este o piesă de-a lui Mariah Carey. Când avea icteri. Deci asta, eu cred că mixajul ăsta interesant de... Tu ar trebui să faci, de spectacolul tău, ar trebui să fie un slalom special, apropo de combinată alpină, de care zicea prietenul nostru Romica, o combinată alpină, între băi, fraților. Tu trebuie să fii acel stand-upper care face o glumă și după aceea zice stai să vă mai cânt una. Tra-la-la-la-la-la. Asta e spectacolul tău. Așa vrem să facem un spectacol noi. Păi, și
când e. Așa vrem să-l facem. Păi da, uite, asta e spectacol. Doi cântăreți, doi oameni care pot să danseze, doi oameni care pot să glumească, doi oameni care știu exact ce înseamnă viața, pentru că vorba aia sunteți plini de viață. Eu zic că ăsta da, trebuie să fie. Cred că următorul spectacol așa va suna. Când am vorbit cu Cornel despre spectacolul e gata. Și când îl puneți pe... Când vrem noi. Trebuie să ne reunim forțele. Am zis că în ianuarie să stăm un pic așa. Să ianuarie, februarie, să da. Cujetăm da. Un pic așa. Da, apoi să cujetăm un pic. Ne pregătim și pentru o premieră la Tomase. Dacă te interesează. Pentru că Vasile. Vasile, the Basil. Murariu. Așa? Domnul director. Da, Murariu. Ne-a chemat înapoi. După 20 de ani. După ani și ani. După frumos. Ani și ani. Ne vom întoarce. Iertați-mă, dar vreau să vă spun un mesaj pe care mi-a... Deci, mă obsedează chestia asta. I-am spus înainte să vină lui Romica. Fii de aici. Romica, uite, îți trimit piesa asta. Îi trimit lucruri simple, ca de fiecare dată. Vezi, uite, îți dau piesa asta. La care el zice, Cornelie cântărețul la noi în trupă. Deci fii atent. El știe că e pute de talent, da, dar tot pe tine te vede cântăreț. Da, așa e. Păi nu, da, așa e. Așa e, să spun ceva. Cornel cântă. Eu mai și dizez. Înțelegi? Deci ăsta e avantajul tău când dizez? Nu, amândoi cântați. Nu, Cornel cântă mai special și mai bine. El e mai pregătit muzical ca mine. Corea a zis bine, amândoi cântați. A, cântăm, numai că contăm, unul mai cântă mai puțin bine, altă treabă. Nu, să spun ceva, nu mă dau cântăreț. Aia și la Te Cunosc de undeva, am studiat, le-am studiat. Ai studiat bine și... Da, dacă nu aveai voce, nu puteai să... Dar tu ai văzut Tom Jones-ul ăla care l-am făcut eu? Care Tom Jones? Tom Jones. Care melodie? Tom Jones, Sex Bomb. Tu ai făcut Sex Bomb? Da. Și a făcut-o bine. Am zis să l-ai tras în studio. Jur. Ți-a pus vocea ăla pe note. Și ce a zis el? A zis nu. Eu nu-l cred nici acum. O prelucrare l-am cântat cu Kindriș. Că l-a cântat cu... Aia a câștigat vocea Germaniei. Le-am dat eu piesa. Cornel mi-a dat-o. Tom Jones cu aia, cu nemțoica aia, Fisher, cum o cheamă. Helen Fisher. Helen Fisher. O știi? Nu știi. Nu, dar știu piesa. Păi nu, cum o cântă cu Helen Fisher. Da, stai așa cu... Da, stai să văd. Spy on me, baby, you... No, o cântă ad libitum, înțelegi? Ah, ok. Da. Ad libitum, da? Da. Dar stai puțin, că eu nu mai am versurile. Nu mai, lasă. Nu, nu ne băgăm. Aveam aici. Ești formidabil, ești. Ești ceva de speriat. Spy on me, baby. Așa o cântă. Spy on my baby, won't tell the real. Băi, știi cum a cântat? Băi, tu te alinți, mă! Tu zici, bă, am voce, n-am voce. Nu, n-am voce. Hold me tight, hold tight, hold me tight. You got a spirit, Lord, to wash away my lonely blues. Nu, le-am în cap. Stai, dar știu tu, da. Stai așa puțin. La telefon, le dai aici. Stai așa puțin. Spy on my baby on the satellite. In front of the sea on the move tonight. I'm gonna fly and shove me near right. Gonna win, win, fight. Right. Totu. I'm out of only all I use to wash away my lonely blues. So you gotta fight, shoot me right. When I'm sick, bum. Yo, my sex bum. You can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum, sex bum. Yo, my sex bum. And baby, you can give it to me when I need a come along. Sex bum
Da, dar melodia pe care o cântăm cu Helen Fisher, cred că au i-au dat ei alt... Au reinterpretat-o. Sunt atât de multe căi pe care nici nu le știi. Da, e adevărat. Sunt atât de multe lucruri pe care puteți să le faceți și voi nu le știți. Ba da, știm să le știm, dar numai se poate, că să spun ceva. Mai mult acum a primat la noi comedia, înțelegi? Muzica a venit undeva pe planul 2, că Cornel și-a dezvoltat aptitudinile și le-a pus... Asta e o altă treabă, este... Dar spune-mi, e vorba de niște cursuri de canto sau e nativ totul la tine? Ce cursuri de canto? Tu n-ai făcut niciun studiu de vocal? Nu. Nici tu n-ai făcut niciun studiu de vocal? Dacă mai făcea studiu... Ba da. Amândoi am făcut instrumente. Asta e important. Eu am cântat la acordeon și Cornel a cântat la chitară. Ceea ce înseamnă foarte mult. Înțelegi? Și în primul rând, eu am avut școala aia și veche. Și cu clapa mă descurc, adică știu armonii, știu, adică n-am o da, treabă. Și da, alea, pac, pac. Grupul satiric de la CFR, dar noi cântam, avea Cristi trupă și noi cântam I just called to say I love you. Era piesa noastră de deschidere la club, mai ții minte? Mamă, câți ani? Stai, stai puțin. Dar și domnilor, cum te chemați voi? Cum vă numeați voi? Grupul satiric. Și aveți prezentator? Da, nu. Era... Cristi avea o trupă. Da, nu cine vă prezenta, mă? Când te intrai înăuntru. Nu ne prezenta. Exista prezentator. Și nu ne prezentam. Și doar pe melodia asta. Tum. Nu. Stai puțin, că n-ai înțeles. Deci, clubul CFR Craiova avea o brigadă artistică. Așa. Și avea și o formație de muzică ușoară. Și de populară. Și aia. Iar eu, după ce terminam cu grupul satiric, veneam unde repeta Cristi și cântam cu el. Ai înțeles? Dorința lui de atunci a fost, numai că erau două entități diferite și acum le mixează. Da, mă, nu, mi-a plăcut, dar să spun ce mi-am folosit atunci când m-am întâlnit cu Cornel. I just call to say I love you. Asta e, domnule, nu mai. I just call to say how much I care. I do. I just call to say I love you. When I need, when from the bottom of my heart. Da. I just call, dar nu ai întrebat nimic de șlagărul meu, drumul meu, viața mea. It's my way, it's my life. Da? Nu știe. Păi nu că nu știe. Cel mai după față. Cel mai tare hit al. De fapt este melodia lui Cristian și textul meu. Cătălin. Da. Și orchestrația lui Mugurel Vrabete la Hologram. Mugurel. Da, mă, ca să vezi ce trupă. Mai pun niște vin. Iartă-mă. Ah, ceva, mă. Să vezi ce... Vrei să pleci ce la piesa? Am luat cu poveștile și nu m-am... Deci... Fii atent, m-am dus la o petrecere într-o seară. Așa? 80 unde? De bărbați au cântat piesa. Nu cred așa ceva. Au cântat cântecul cu cap-coadă. Ei necunoscând piesa înainte? Ba, da, o știau. Au învățat-o în mod special să mi-o cânte mie. Da, fenomenal. Cum sună refrenul? Dar dacă n-am cerut comor de la tine viață, am cerut atât cât s-a putut. Am cerut un licăr de speranță. Tu mi-ai dat mai mult decât am vrut. Și dacă lung sau scurt până în lume va fi drumul, cât de greu ar fi destinul meu, până mă risipi pe drum ca fumul, am să-i mulțumesc lui Dumnezeu. E drumul meu, e viața mea, din spinii strânși prin tâlpi mi-am făcut cruce. A fost puțin, a fost și mult. Să cânt amarul lumii a fost dulce. E drumul meu, e viața mea și strâng din dinți și merg către sfârșit. Am plâns, am râs, acum dacă mă întrebi sunt fericit. Dar dacă n-am celul cu mor de la tine viață, am cerut atât cât s-a putut, am cerut un licăr de speranță, tu mi-ai dat mai mult decât am vrut. Și dacă lung sau scurt prin lume va fi drumul, cât de greu ar fi destinul meu, până mă risipi pe drum ca fumul, am să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Doamne. Frumos. Dar să vezi cum sună piesa. Deci face vizualizări și audiență mass part. Da, e foarte mișto.
Foarte frumoasă piesa. O știi pe asta? Dar știi că ai gândat-o. Ai făcut-o pe arabu. Nu, nu, nu. Știu pe asta. Până unul pe ăsta cu stânța, geaca și cravata. Cu Gianni. Cum îl cheamă? Quando notte și dat Napoletana. Pășcălă ghino mură. Cât am că mai ții minte. Incredibil. Este notte și dată paură neșună. Vita mia, mă volos e bate. Ascurtată te-a nază ce paera la ură de zi stără. Are o chestie acolo pe care nu-o nimeream nici dată dracu. Tu știi că napoletana asta seamănă pe undeva cu moldoveneasca? Dar pășcă la ghii n-o mură. Ba nu, seamănă cu ardelenească, nu moldovenească. Ha? Mai mult cu moldovenească? Nu, adică mie se pare că seamănă cu moldovenească. Nu, moldovenească e o limbă foarte dulce. Așa e. Asta nu e dulce. Asta nu e dulce? Nu e. Este aspră. Când anote și dat? Sudat. Pășcalaghi. Și acum transpună urmăște. Ce sudat? Nu e sudat. Nu, moldoveni nu vă cușă. Bă, și să fac, băi, cum să mă duc? Tu vezi că e altfel, e limba lată și e dulci. Da. Când anote și dat? Sudat. Pășcalaghi nu mură. E mai mult romales decât... Am înțeles. Da. Oareși cum? Așa. Ce mai fac iubitele voastre soții? Bun, bună. Vreun mesaj pentru mine? Da, da. Nicoleta mi-a zis să te pup. Așa. Am dat de ună zi de o poză cu tine când îl ții pe Cătălin, care avea 4 ani. Nu cred. Ne-am întâlnit la sala Palatului, era ceva o chestie tot așa. Da. Și ai o poză cu Cătălin în brațe, care acum este are 27 de ani și e tată. De doi copii. Țin eu doi acum, îi țin în brațe. Filip și pe Sofia. Sofia? Da. Și de ce nu, că nu îi zicem Sofia, îi zicem Mimi. De ce? Pentru că așa a zis frate său. Mimi. Și lege ce zice frate, da, lege. Și acum a rămas Mimi. Dar răspunde și la Mimi și la Sofia. Și la Mimi și la Sofia. Vreau să spun că în cealaltă parte ai aici un tată care este mândru de Ada, care este acum la Westminster. Westminster University. Ai înțeles? Foarte tare. Yes. Știu că am fost împreună de Crăciun. Amândoi ați fost acolo? Da, pe bune. Am avut 3 zile. Deci noi avem o... Nu cred. S-a împământenit la Londra, la restaurantul unui prieten de al nostru, ca de Crăciun, ăsta ar fi al 4-lea an, în care noi jucăm 3 zile la rând. Numai eu cu Cornel. În același loc. Și cântați. Și cântăm. Și cântă. Bine, dar n-a cântat până anul trecut. Nu. Până anul trecut n-a cântat. A prins curaj. A cântat. Cum fi fost emotiv, dar, băiatul. Dar să spun ceva. I-am învățat pe oameni să vină acolo. Și am avut în 3 zile aproape 750 de oameni. Formidabil. Și sunt și în alte locuri unde mergem, jucăm câte 2 zile, câte 3 zile. Da. Noi doi, uite așa, două noi doi. Babe. Noi doi. Înțelegi? Noi doi. Două babe, da. Și cum vin, uite așa, și pun mâna. Și pun mâna, vă iubim. Bă. Extraordinar. A? Da. Am făcut revelionul la niște prieteni la Târgu Mureș. Nu ne-a fost frică de Târgu Mureș, pentru că acolo este al public. Pentru comedie, nu vorbesc într-o muzică. Așa. Muzica internațională. Și cum e adeaul, știi? Să nu le zici bancuri mari, să cărând duminică la biserică. Da, adică da, se prind mai greu sau nu? Da, se prind mai greu. Când am dat-o pe asta acolo, au căzut jos din picioare. S-a râs un sfert de oră. Așa. Dar asta... Bă, ne-a fost frică, că de obicei toate revelurile la care a fost, lumea e bași bun. Salute, hei, te pup, hai, cu tare, și hai, fă o poză. Iubitul meu, Teatru Național Târgu București. Mureș. Târgu Mureș. Teatru Național. Au stat, am făcut un show de 45 de minute în prima parte și 45 de minute a doua oară, n-au mișcat. Frate, să stai la masă și să asculți... Să n-auzi pe unul că țipă, că face. Și era noaptea de revelion, my friend. Aveau tot dreptul. Bă, eram pregătit cu Cornel pentru orice. Dai seama că noi avem, programe și programe. Pentru că programele astea nu se fac așa. Deci s-a întâmplat cu Dan Spătaru când ați plâns. A fost mult mai ușor de spectacolul ăsta. Deci noi avem programe și programe. La noi nu e un program cum ne-am dus. Nu. Noi întâi testăm publicul. Pentru că publicul, până când intră în starea de spectacol, are nevoie de
câteva zeci de minute să înțeleagă ce se întâmplă acolo. La muzică nu am nimic cu, nu, să știi, și muzica este la fel de greu să te impui. E foarte adevărat. E foarte adevărat. Dar tot prin vorbă dulce e. Și noi avem o tactică, cum să spun, întâi, un sfert de oră, 20 de minute. Nu divulga. Păi dar nu spun toantele. Nu, da. De fiecare dată antele. Da, tactica că o să fii atenți. Care e tactica? Care cine? Să ne mineze după aia. Cine să ne furăm o bobonete? Cine? Bobonete, eu știu. Așa, bravo. Da, da, așa. Și au tacticile lor. Așa. Și ca să înțelegem unde să ne ducem cu textul. High, middle, bau, bau, hau, hau, înțelegi? Ca să știm cum explodează. Și cum simți când trebuie, ce păi trebuie să... Păi 20 de minute nu facem altceva decât stand-up. Cutare, bea copilul, al cui e copilul, al mea, vă rog frumos, luați-l să nu cutare. Doamna de acolo, blondă, a scăzut aia, nu știți aia, conele, condu-o pe doamna, că nu știu unde e masa, cutare. E acolo, Romică, cutare, acolo sunt copii, nu știu. Bravo. Înțelegi? Și îți dai seama de deschiderea lor. Păi, da. Până i-ai așezat. Până i-ai așezat. După care te apuci de treabă. Pentru că dacă te apuci din prima de treabă, te-ai nenorocit. Da. Pentru că riscul e următorul. La spectacol omul dă bani, se așează pe scaun și zice, eu iau pauză, vreau să te văd pe tine. Da. La restaurant nu este același lucru. Omul are de mâncat, are de băut, vine la... Da, mă adu aici două porții și aia și la aici... Ioara, aveți copilul, cu tare, unde s-a dus, mă, ia-l de acolo, cu taia. Noi, bună seara, stimați spectatori și cu tare. Ia copilul, să vină cineva de acolo. Numai un pic, vă rog, dacă vreți, nu mai poți să ascultăm. Da, deci... Da, nu mai a venit și Vasilică, da, pune și lui. Da. Ăla trece pe-n fața ta pe aici, cu farfuriile. Cu până alea. Când se așează, ei și ordonez și ei la bombardat, ca să fie pregătiți. E foarte greu. Și majoritatea spectacolului noastre cam în zona aia. Dar știi care e ultima scăpare? Ultima scăpare asta. Zic lui Romică, ia microfonul și du-te în public. Și eu de aici comentez, înțeleg și el. Cum vi se pare? Ce părere aveți despre locul ăsta în care ați venit? Astăzi cu familia, dânsa, cine e cu tare? Și apoi înțeleg și toată lumea se uită, știi? Să vadă ce dracu zice ăsta acolo. Eu de la microfon îi țin. De pe scenă, da. Zic și alte prostii, înțelegi? Da, întreabă pe doamna dacă e astăzi a tocat morcovul sau l-a pus mărunțit în ciorbă. Cum a făcut aia? Ce se toace morcovul cui? Morcovul de la... Da, da, da. Dacă soțiile voastre mi-au transmis... Da. Dragoste, eu vreau să vă spun că important este să ne menținem frumusețea căsuțelor noastre. Cum era aia lui Mihai Sus, îndeal, e o casă. Și acolo-i mândră, nu-i mândra mea, nu vrea băi nevastă, primăria să ne-o dea. Da, da. O frumoși ca două stele, șoapta-i murmuri de izvor. Alu, nu uita că noi am fost martorii când eram... Cum să spun, în spectacol cu Anastasia Lazariu, cu Mihai, Dumnezeu să-l odihnească. Da. Băi! Da, ai auzit de grupul Gamma vreodată în Gamma, viața ai auzit? Nu. Cine e Gamma? Cine e Gamma? Deci grupul Gamma era așa, Gheorghe Gheorghiu, Anca Țurcașiu, Mihai Constantinescu și Anastasia Lazariu. Gamma. Auzi, dacă vă spun așa un număr. Gamma, deci era... Gigi, Anastasia, Mihai și Anca. Bun, fii de aici. Eu vă spun un nume, iar voi îmi spuneți o piesă, cea mai cunoscută pe care o știți voi, din repertoriul respectivului. Da. Vasile Șeicaru. Aruncarea în valuri. Un copac cu flori. Nu, ăla e Hrușcă. Ăla e Hrușcă. Aruncarea în valuri. Iubita mea, să ne aruncăm în val. Și aia cu actorul, două pietă actor. În alge și iubiți. O pietă actor. Să fie amănții noastre pe ușmă, ușa țărmului. Și ăsta e, o pietă actor. Gigi Gheorghiu. Unde dragoste nu e nimic, nu e. Și are mai multe frumoase. Una, acum cântă și una de-a mea, cântă una frumoasă. Acum și are el una frumoasă, mai lasă-mă să te iubesc, care este foarte bună. Nu uita că eu am stat la Gigi acasă 3 ani de zile. În gaz de la da, da, mai am una pentru voi. Teo. Alexandru Jula. Da. Pe tine nu te pot uita, oricât mi-ar cere inima, pentru că tu ești și vei fi mereu soția prietenului meu. Da. Când Liliacu v-am florit din nou, nu uita că am fost cu noi. De mine nici acolo. Nu vei mai ști. Și atunci eu în gândul tău
nu știu, în inimă va trăsări și atunci i-am fost la Galas cu ei, cu Jula, cum era și cu Teodor Munteanu. Când Liliacu va înflori. Asta era o piesă fostului dirijor de la Teatru din Galați, îl chema, singura lui piesă care a scris-o, dar foarte frumoasă, și a cântat-o Nea Sandu cu mare plăcere și mare bucurie. Și am fost la Teatru din Galați împreună. Cu... Ștefan Crușcă. Un copac cu flori. Rugă pentru părinți. Bieți lampagii. Bieți lampagii. Da, lampagii, lampagii, da. Asta am auzit de aia. Bieți lampagii. Mirabela Daur. Ce vrei tu? Asta nu-i piesă. Fotoliu din Odaie. Din Odaie, mamă. Mamă, magistrala albastră. Privighetoarea. Molărița. Înșoptește inima, preluase de la Sofia Rotaru asta. Da, da. Primăvară, primăvară. A cântat-o cu spus. Raul. Cu Raul, da. E, Praf de stele, ai auzit-o? A lui Mirabela. Praf de stele, mamă, ce frumoasă. Mai piesă. Era unul praf, cine ăla, mă? Să ascult, să vezi ce piesă frumoasă. Da. E preluată, cred că e de pe la vechi. Acum vorbim despre căsuța voastră. Ia ce căsuță, mă? Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de năpastă și cu lumea m-am certat. Bine, Cornel! Ca o garofiță în glastră, înflorea căsuța noastră, dar tu, dragă, bravo, ai Cornel. Plecat. Căsuța noastră, cuibușor de nebuni, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Cine-i dorul, dragă? Dorul Octavian Dumitru. Nu mai știu mă gândat cu drăguță. E bine. Dincolo. Aici? Aici? Da. Ia să vedem. Pentru o salvă de mărgele, apucași pe drumuri grele, nimeni nu te-a supărat. Mi-ai lăsat ca bucurie dorul care mă sfârșie și un suflet întristat. Foarte bine, Cornel! Căsuța noastră, da, mă, dai jos tonalitatea. Te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Mai încă una. Dă foaia o parte. Modulează un pic, te rog. Avem aici un tenor. Avem aici un tenor. Hai să vii, dragă fetiță, am să-ți iau fustă pe sriță ca să crapă în lumea zău. O năframă mătăsoasă, tu s-o să fii cea mai frumoasă și mai mândră satul tău. Căsuța noastră, cuibușorul de nebunii, te așteaptă ca să vii. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Căsuța noastră, unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Pe final, mă. Căsuța noastră, cuibușii ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat. Bravo! Super! Înainte a fost gogoașa, dar acum vine, ce? Vine, 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 vine. Aplauz! Auzi? Aștia să mi le păstrez, că vreau să-i spar geamul vecinului. Te rog, vreau să-mi pun branțuri la patru. Dar uite, acum chiar că mă fac să mă le inspectez și eu. Vreau să ești gust... nebun, nu mânca? Yeah. Dacă ai spectacol. Yeah. Yeah. Asta este asta? Ce? Ce, nu e bună? Stare, mm.
Ce să faci, ale tale, dar nu puteai să... Chiar așa de... Nu mai treabă, te vezi diabete. Dar lasă-l, mă, să mănânce o gogoașă, mă! Băi, fantastic! Băi, dar lasă-l, mă, să mănânce o gogoașă, mă! De ce, mă? Nu, mă, nu! Stai, mă, cuvinte! De ce, mă? Băi, ești nebun! Dă-mă, mă, da, mă, lasă-l, mă, să mănânce! Ia, ia, pe mea, uite! Bine, mă, ia! Da, mă, ia, mă, ia, ia, că e proastă! Da, mă, uite, nu! E tare, mă! Bă. Tu ce vrei să mai arăți acum? A, o nebunie! Cred că e mai moale platou! Oh, ce bun, e ceva? Dragii mei? Da! N-ai avut banane numai cu măr? După gură de clătită vine și o garofică! Ce? Da, da? Ce? Ce? Au venit întrebările! Hai, bagă! Bagă finalul! Ăștia parcă... Pe mure! Auzi, dar ăștia parcă au venit din Spania acum, au fost... Toți vin de la flamenco, numai fado și flamenco. Păi noi l-am zis cum am băgat continuare. Da. El a băgat flamenco. Așadar, Cornel, mămăligă... Malagenia! Tu nu știi, tu mi-ai spus că nu e cu cântatul. Păi nu, dar e Cornelie. Ah, ok. Malagenia salerosa, zic. Cornel, mămăligă sau pâine? Mămăligă. Romică, cash sau card? Cash. Să se știe, așa. Mai ai cutia de la Da, natiera? Da, 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 am, am. Sertarul. Sertarul. Sertar Vasile. Este astea așa, de încălzire, știi ce? Da. Am înțeles. Ne luați repede. Cornel. Mă, mă, că mâncați, lasă să mănânce. Lasă-mă să mănânce. Da, da, mă, mă, lasă, bă, dar... Oprește-te, mănânce în pauză. Da, mă, mă, oprit. Care-i care problemă să mănânce? Da, da, acasă, nu mă certă, hai. Și acasă poți să o și spargi. Sunt cu părinții în tabără, tot timpul mă ceartă. Și acasă poți să o și spargi. Eu ofticos, că nu poți să mănânce, înțelegi? Ah. Dacă vrei, poți să o și spargi acasă. Dacă scade din mâna, da, asta e. Dacă vreți să-i faci un cadou lui Romică, da, aduceți o tavă, da, de gogoși calde. Calde, mă, nu, da. Bun. Asta era o întrebare, nu? Nu, da. Era o afirmație, da, pentru... Afirmație, da. Da. Bun, pentru... E, nu, mă, am mâncat-o ca să vezi că n-am... Spune-i fete să ne mai aducă niște asta, șervețele, dacă... Asta șervețele, vine aici, apă, asta, asta chiar n-am putut să o mănânc. Iartă-mă. M-a căzut pe pantofi, mi l-a găurit. Zici că am sandale acum. Atenție, Cornel. Da. Pepe sau Vârciu? Vârciu. Bă, dar ce rapid ai fost, mă! Ce vorbești, mă? Bă, să-mi fie... Am să-ți spun Pepe, dar... Ce blau ești! Hai, bă! M-ai surprins, am rămas ca prost! Să-i așa, mă! Da. Intenționat, am zis, da, ce da, una mai grea la tine, Romica. Neamări miliardar sau Romina VTM? Romina VTM? Stai puțin, nu știu. Nu, nu, nu. E un film nou, acum a apărut. A, da? Neamări miliardar. Așa. Deci nu, vezi? Dar poate, poate ne-a mărit ne-a mărit de la A. Cornel, fii atent aici. Cea mai bună glumă a lui Romică este? Cea mai bună glumă a lui Romică sunt. Romică, cea mai bună glumă a lui Cornel este? Este! Cum este? Nu sunt? Este. Nu. Numai una? Eu tată, te-am spus. Auzi? Ce nume de pachet de țigări și-a pus acolo HB? Da, 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 da. Erau și crane colorate. Fii da, aici. Da. Cornel, una grea. Câți kilometri sunt de la Moinești la Craiova? 300 și cu 250. Da, nu e rău, nu e rău. Romică. 540. Ce rol te-ar prinde mai bine într-un film? Mafiot sau profesor? Profesor, are față de profesor. A? De profesionist, poate. De profesor pește. Nu, mafiot. Mafiot, să se știe dacă... E profesorul mafiot. Da. Cornel, Romica Puceanu sau Gabi Luncă? Neapărat. Amândouă. Cață. Fiate, Romica, Hagi sau Balaci? Balaci. Balaci. A zis-o. Noi, dacă am trăit lângă el, noi, am fost gașcă cu Balaci. Da, cu nașul, cu Nicu. Da. Și venea, da, tot la Minerva, unde tu erai tot la... Da, nu, da, nu, pomă, că venea la... Am fost la nuntă, la el, la fică sa, la noi. Am făcut parte din familie. Cornel, Survivor sau Asia Express?
Survivor. Suferi după Survivor? Romică, fii de aici, pentru voi, special pentru Craiova. Cadă cu spumă sau duș rapid? Ia uimește-mă. Cadă, cum ai zis? Cadă cu spumă sau duș N-am rapid? Zis petale de trandafir, m-am oprit la spumă. Cadă cu spumă sau... Sau duș rapid. Cine face spumele aici? Cine e cu spumele, da. Cine face spume în baie, da. Okay. Nu, a... Sincer să fiu, cadă cu spume. Să faci spume. Zi. Da, făceare, taci singură. cadă cu spumă, da. Bate, îmi place. Știi de ce? Că nu mai fac de mult. Și da, mi-e dor, da. Ar fi o surpriză. Da, da. Cornel, cea mai frumoasă femeie din România este... Așa de multe că nu, nu pot da, să... Da, e greu, nu? Nu e... pot să mă hotărăsc. E greu. Da, eu știu. Andreea Marin. Mamă. Să intre Andreea. Andreea. Dacă ar intra Andreea și zice mulțumesc, Cornel, de fiecare dată ai fost aproape de inima și să te sărute și pleacă. Ce face? Mamă, mănâncă gogoașa. Aș fi bucuros. Să intre Andreea. Dacă nu, când o fi bunică și tot mă mulțumesc. Da. Romică, cel mai frumos bărbat din... Nu, glumesc. Ești tu. Mă pregătesc. Dan Negru sau Cătălin Măruță? Poate zici Dan Negru. Dan Negru. A zis Dan Negru. Păi nu, dar să spun ceva. A. Dan chiar e băiat mișto. Păi și Măruță nu e băiat mișto? A, nu, 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 vorbesc, stai puțin. Măruță e... E al nostru. Păi tu mai dai, am zis că e al nostru, da, nu. Cu Dan am avut niște lucruri extraordinare pe care nu le-aș fi găsut niciodată că mi se poate întâmpla cu Dan. Dan care este foarte greu de... E aproape inabordabil. Inabordabil, da. Dar a deschis ușa până la urmă și ne iubește și pe mine și pe Cornel. Deschide ușa, dănuțe. Cornel. Fiat. Apropo, deci am... Uite aici, aici. Bun, hai, dă-o în gura. Da. Concert la Sala Palatului sau spectacol cu Romica la Londra? Cine joacă la Sala Palatului? Cu cine tu, jucăm? Tu cânti la, tu cânti la concert, cânti tu la Sala Palatului? Așa. Sau în aceea zi ți se zice, dom'le, aveți un spectacol cu Romica care nu e de cântat. Așa. Care este de umor la Londra? Zi, ce alegi? Păi, nu se întâmplă niciodată o astfel de gafă în viața noastră. Mă zice ipotetic. Nu e e bine, sunt și eu curios. Zi. Da. Spectacol la Sala Palatului. Aceasta a fost relația. După mai bine de 30 de ani, s-au despărțit. Da. No. Breaking news. Da, breaking news. Romică, praz sau ceapă verde? Praz. Aleluia. Da. Cornel, din cuplul Răzvan și Dani, care ar fi Romică și care Cornel? Niciunul. Romică, astăzi e mai ușor să câștigi la loto sau la bingo? La loto. A? La loto, că bingo nu mai e. Unde se câștigă mai ușor? Mai ușor la niciuna. Dar auzi câte bingo-uri au fost de-a lungul... A cine, 30 și ceva de ani. Cine mai știe? Numai au noi am făcut vreo 3. Vreo 3 sau 4. 3 stadii? Sau da, 3... 3 entități diferite. Antena 1? Am fost la Antena 1. Antena 1 și Antena prima, 1. Prima? A, prima. E, dar aia n-a fost bingo. Păi de cum n-a fost? Era altceva. Era tot cu cartoane. Mă rog, tot cu cartoane cu aia, da. A, bă, cu alea sunt 4. Așa? Spumă la antenă de 2 ori. Ce mai face... Domnul Geo. Mai țineți minte? Nu, nu mai știu nimic. Știu că fiul lui e în politică. Da. Raeschi. Raeschi? Da. Am auzit că și la PNL. A viața prin păcănele. Da? Da, nu știu, nu știu. Cornel, mai ușor de prezentat este Super Bingo sau Naționala de Bere? Naționala de Bere. Acolo Naționala de Bere a avut o școală. Acolo am făcut școală. Am făcut școală acolo. Noi am făcut școală acolo. Deci acolo nu a fost nimic scris. Totul era improvizații. O oră improvizam. Și au fost
50 de episoade. Ne întâlneam cu Michi și făceam pe clip chart ce jucăm astăzi. Păi și l-am făcut cu Michi. Dădeam situație cu tare, făceam personajele. Alina. Și cu Alina. Dădeam personajele și fii atent ce făceam. Pe ceilalți, noi îi manevram în platou. Da. Intram cu trei odată, îl trimiteam în timp ce jucam, jucând. Mă, tate, duce aia, dar acolo adun sacoș, acum vezi că ce se conformă. Acum spuneam, plecăm împreună, acum că ne duce... spuneam, să... când te duci sacoș, avii cu o propunere. Cu o propunere? Cu o propunere de... de joc. De joc. Adică... am fost și-a lăsat și a zis, nu, nu mai e acolo. Sau, uite ce am găsit în sacoș. Și atunci am găsit în sacoș. Și tu trebuia să prei, să joci mai departe. Mai departe. Așa a fost mai mult decât un fel, a fost mai mult decât o emisiune. Voi ați creat acolo niște mici. Da, sigur, toată a fost școală. Școală. Școală de improvizații. Școală. Arta improvizației. Da, 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 da. Ei le-au descoperit. Se numește stand-up fără număr. Da, 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 da. Clienții au descoperit o că se sculau dimineața. Când au dat ăștia reluare după an de zile, sculau dimineața, se ducă la muncă și ia pe la 5, dădeau și ei naționala de bere, știi? Da. Romica. Da. La te cunosc de undeva, 2 ani la rând, în afară de anul cu Cornel, ai fost alături de Carmen Kindri și Adriana Trandafir. Cu cine te-ai înțeles mai bine? Cu Adriana Trandafir. Eu cred că cu mine te-ai înțeles cel mai bine. În afară de tine, care v-a certat, v-a despărțit în seara, a fost Adina Orceata. Da. Am văzut eu cearta cu ochii mei. Da. Da. Așa. Cam astea au fost întrebările. Mulțumim frumos. Mamă, ai fost rezonabil, m-au trecut apele. Mergi nu știu cum? Apele, dar... De la... De la Rifai. De la Angro, de aici, de vis-a-vis. Pentru că ați răspuns bine... Așa. Da. Ia-ne chiftelele. În partea domeniilor Cuza. Zim. Am plăcerea să vă dau așa. Acest roze sec. Ca să păstrați gustul și acasă și bineînțeles, tot un roze sec pe care ți-l dau ție, dragul meu. Nu mai sec beau, mulțumesc. Nu mai secos. Cu toate că ăsta are niște veleități de... Da. De demi? Ușor. De demi-mur. Nu. Nu e. Dragul meu, hai, Cristi, de vei pleca. Au noștri și pasta. No. Nu eu, mă. Tu, nu. Bitman. Nu, acum trebuie să vă spun că... De vei pleca. De vei pleca. Su cânt omul ăsta, mă. Băi, de bine. Băi, fii atent, noi avem o cașcă. Ți-am povestit asta? Nu. Care se numește cu metri. Știi cu cine suntem în cașcă noi? Cu Bitman. Cu Tavi Colen. Cu Tavi Colen, cu Mitoșeru. Cu Mitoșeru. Ah, hai că știi. M-am informat. A, te-ai informat când a fost... Nu, m-am informat. Ah, da. M-am informat. Cu Cove. Tu-ți dai seama că eu trebuie să pun întrebarea asta. Dacă îmi știi numărul de telefon, de ce nu-l apelezi? Dar nu o pun astăzi aici. O pun în episodul următor. Ah, da. Înțelegi care e problema? Nu. Fii atent aici. Voi ați trăit alături de... cele mai mari nume din istoria showbiz-ului românesc. Și ei lângă noi. Așa trebuie să meargă mai departe. Dragostea asta de care vorbești tu, așa trebuie să meargă. Auzi, știi ceva? Vreau să spun un lucru. Te rog. Întâlnirile cu tine sunt foarte mișto și vine în întâmpinarea sincerității tale și modului de a discuta. Dar tu ești foarte greu abordabil și asta se întâmplă foarte rar. Așa că jucăm într-o piesă de teatru, înțelegi? Ia de aici. Fii mai prezent. Da. Dacă sunt greu abordabil, da, atunci întâlnim... de ce n-am găsit niciodată un telefon în ultimii ani? Alo, Horia, ne întâlnim cu cașca. Da, alo, Horia, am treabă, sunt ocupat. Ți-am zis eu asta vreodată. Ai, mă, vii la om în casă și-l cerți. Păi nu e la el acasă, e la podcast aici. Mai dă o sticlă. Aici e la podcast. Deci așa ceva... Te iubesc. Eu vă mulțumesc din suflet că ați venit. Și noi îți mulțumim. M-am simțit extraordinar. Mă bucur tare mult. Jur, pe cuvânt. Și nu eram în cea mai bună formă. Îți dau cuvântul meu de onoare. Da. Dar cum am intrat... Da, ne-am simțit bine. Foarte bine. Ți-am căutat prietenia mai multă vreme, dar ești în abordă. Extraordinar! Bă, dar cum se... A fost ochii verzi. Extraordinar! Numai mie îmi pun acum, hai să nu. Eu aș vrea să vă spun că
Deși dacă până mine, acum... Dintre mine și Romica, știu că ai afinități mai mult înspre mine. Așa? Am urmărit lucrul ăsta. Eu ori tot te simți vreau să vrei să spun ceva? Și dacă mai pui un par de vin... Ai să fii și mai înăbor. Ăsta a venit pe invers. L-am prins. Da, e pe invers, da. Nu trebuia să-l pui și pe ăsta. Deci... ce o să nu urăsc? Ce dai de la tine? Ce tot de strâmbat? Îți dau ce sticla asta. A doua ceartă pe ziua de astăzi în... Eu nu vreau. Cornel, nu vreau. Eu că știu că-ți place rozeu. Cornel, nu. Că tu nu mi-ai fi dat sticlata. Cornele, nu. Hai să-ți dați măcar pahar. Cu ce m-am ales în viață? Cu paharul și... Ia și bea, ia. Ăsta nu-l bea nimeni. Îl pun, știi? Bun. Ăsta-i 10 ani. Dacă nu bea, lasă-mă numai. Hai să stabilim așa. Hai să stabilim așa. Dau și tot ce vrei. Hai să ne concentrăm de astăzi ce putem face. Da. Și să ne asumăm greșelile trecutului. Să învățăm din ele și să fim mai apropiați. Care greșe? Eu n-am greșit cu nimic. Nici eu. Adică am dat de doi perfecți. Am dat de Dumnezeu 1 și Dumnezeu 2. Mai puțin. Să-mi iau pe suflet niște lucruri care nu le-am făcut. Dar nu. Eu n-am greșit față de tine deloc. Ai tu niște nici tu n-ai greșit. Vrei să le preluăm. Auzi? Nici eu nu vreau să spun ce. Corica. Băi, tu nu ești foarte drag. În primul rând, ești foarte talent. Chiar nu ești drag. În primul rând ești foarte talentat. La plural la voi, nu ești drag. În primul rând, nu ești drag și în al doilea rând ești foarte talentat. Și ești foarte mișto. Și ai o familie frumoasă. Cornel a avut dreptate că ești un pic inabordabil. Dar lucrul ăsta nu îl spun eu, Cornel. Am vorbit asta și cu Beyoncé. Trebuie să fim mai umani. Trebuie să fim mai... Te iubim, să-ți dăm Dumnezeu sănătate. I love you too. Ultima piesă pe... Ultima piesă care? Ultima piesă... Din cauza lui Alistair. Din cauza. Ultima piesă pe care o cântăm astăzi. Da, da. Ia. Nu vă e frică. Nu. Nu vă fie frică, Ceaușescu pică. Nu vă fie frică. Așa a zis și Papa Paul al doilea. Și asta este lucru simplu, cea care dă titlul podcastului. Nu vă fie frică. Da, e frumoasă. Știu. Cântă și Romica. Te iubesc, îmi place piesa. Nu vă fie frică, Cornel și Romica. Numai că am ascultat-o de trei ori, n-am reușit să o învăț. Nicio problemă. Înțeleg, nu știu ce șlagăre faci, că... Asta a compus-o domnul Craiovean de acolo. Ia ta piesă, bravo. Justinelu, bravo. Nu merită așa piesă, bravo. Aoleu! Foarte frumos. Cu ce m-am ales în viață? Hai să îi dai lui Enache, că nu s-a auzit nimic. Că și așa n-are niciun șlagă. Dă-i lui Enache. Cum să n-ai pe mă? Catena ce are? Hai, mă rog. Am văzut că are și variațiuni la temă. Da, da. Le cântă Maria Dragomiroi. El nu le mai cântă. I-a luat aspirina. I-a luat transpirina. Hai, cântă-o, eu nu. Jingle bells, jingle bell, banii de purcel. Jingle bell, jingle bell, i-am dat la renel. Am calorifer, să mă cac pe el. Parcă-i frigider, tremur mărunțel. Pe soacră mea Reta, care-i congelată. Olinctoscopie, zici că-i înghețată. Jingle bell, jingle bell, banii de burcel. Jingle bell, jingle bell, i-am dat la renel. Iar lui Ionel, cel mai mititel, în loc de lăptic, îi dăm antigel. Hey! Jingle bell, jingle bell, banii de purcel. Hey! Jingle bell, jingle bell, i-a dat la renel. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Woo-hoo! Oh, what fun it is to ride in one horse. Jingle bell. Ce am luat acolo?
în vartă, mă. Ex, dă-ți un mărdu. Lucru simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. La fel. Inima să fie așa, ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Formidabil. Nu caut cuvinte greu de înțeles. La fel. Nici multe. Acum e și voce. Motive. Morminte. Ca să iubesc. Și acum refrenul e ușor, atenție. Ușor. Orice vise aș avea, lucru simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Își tras sufletul mai bine. Mi-e de-ajuns doar muzica, mi-e de-ajuns privirea ta. Lucru simple voi păstra. Au fost pentru voi Cristian la chitară, Vali la premier, Tobă Mare și Cinei, Marius la vioară, mișcare scenică, pian și bas, Ducu la sunet și Tabi oriunde la gogo și Romica Ciociu la clătite Horia Brânciu, la Culaș Cornel Balade, la Gula și la Chiftele sub semnatul. Oh, baby! Come on! Mie place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața pe lângă perna ta. Aici intuiția e tu. Îmi place tu așa cum ești. Așa. Când mă cer și când mă ești. Și speranța. Speranța te vei schimba. Și acum mai tare, tare, tare. Nu caut mistere să le desleg. Nu, nu, nu. Nici nu. Okay.